Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit în biroul președintelui. Întotdeauna am fost fascinat de modul în care oamenii intră într-un birou. Mai ales în birourile în care se decide soarta lor, se decide viața lor, se decide modul în care ei vor evolua profesional. Și probabil că într-o zi este unul dintre visele mele, este să realizez un film despre modul în care oamenii intră în birou. Să le analizezi expresia feței, să le analizezi mâinile, să le analizezi atitudinea, să le analizezi emoțiile, să analizezi modul în care pășesc în biroul respectiv și, desigur, atitudinea celuia care se află în spatele biroului, care decide soarta lor, care decide viața lor, care decide ce se va întâmpla cu ei de cele mai multe ori în cazurile foarte grele, foarte complicate. Sunt unii oameni care intră în câte un birou de parcă poartă pe umerii lor întregul univers, întreaga povară a acestei lumi și a universului în sine. O să mă întorc cu spatele la dumneavoastră doar pentru a sta în fața biroului și pentru a încerca să mimez pentru dumneavoastră modul în care de multe ori oamenii se raportează la cel care se află în spatele biroului. A fost odată în fața unui birou cu capul plecat, eventual cu căciula în mână, așa cum am auzit că un domn s-a dus cu căciula în mână și stai și te uiți la cel de la birou și aproape că nici nu îndrăznești să ridici privirea și oamenii își freacă mâinile și sunt foarte preocupați și desigur se bucură când aud din partea celui care se află la birou, luați loc. În momentul în care aud aceste cuvinte magice, luați loc, cei care sunt foarte stresați și care cumva au sentimentul că joacă destinul în fața celuia din fața biroului, se așează doar un pic pe scaun. Sunt într-o poziție asemenea unui arc care este oricând gata, este încordat să explodeze și nu îndrăznesc să pună mâinile pe birou, își continuă același tremur în fața aceluia care îl decide soarta. Dragi prieteni, impresia mea este că în anii pe care i-am trăit, în spatele biroului a fost cineva care în permanență sufletește s-a simțit cu picioarele pe birou. Ați văzut vreodată pe cei care sunt șmecheri și stau cu picioarele pe birou? N-au probleme nici cu varicele, n-au probleme cu circulația, au probleme cu caracterul. Cu picioarele pe birou, cu capul pe spate, ce mai vrea și ăsta? Ce mai vrea și asta? În spatele acestui birou, în România, au fost auziți tot felul de oameni. De regulă, nu dintre cei care sunt din popor. De regulă, nu dintre cei care ar fi avut cu adevărat nevoie să pășească în biroul președintelui, ci au fost ascultați șmecherii țării. Chiar dacă sunt șmecheri, întotdeauna există unul mai șmecher ca ei. Mă gândeam înainte de emisiune că am văzut și am fost interesat să văd cât mai multe birouri în viața mea, de la biroul regelui Ferdinand, de la Palatul Peleș, la tot felul de birouri din muzee importante și afli că acolo și-a desfășurat activitatea un monarh sau un lider important al lumii și intri așa cu teamă, cu respect și gândindu-te că aerul acela vorbește despre o altă epocă, despre cineva care conta enorm pentru societate la momentul respectiv și contează și astăzi. Sau intri în câte un birou în care afli că acolo și-a desfășurat activitatea un dictator, că la acea masă s-au decis lucruri inimaginabile, îngrozitoare cu privire la destinul oamenilor. Că omul acela a decis, din locul în care ar fi trebuit să facă lucruri minunate pentru națiunea sa, lucruri oribile, detestabile. Cum vă imaginați că a stat omul acela la birou, că uneori ți-e greu să-i spui și numele, cu steagurile în spate, era deranjat de steaguri, cu steagurile în față, cu țara și responsabilitatea în fața lui, și l-a ascultat pe fratisul care îi povestea cum a luat bani de la țigani. Așa și? Păi vor banii înapoi. Nu-i nimic, fără plângere penală, îi rezolvăm așa. Păi dom'le, da, aia vor banii înapoi, pentru că mi-au dat banii să rezolv așa.
lasă așa. Și a făcut plângere penală și au fost arestați. În spatele biroului s-au decis lucruri cum ar fi condamnări politice, cum ar fi tăieri de salarii, tăieri de pensii, cum ar fi numiri halucinante în diverse posturi, cum ar fi modul în care se împarte. Știți, tabla împărțirii în politică este vitală. Și la cel care se află în biroul președintelui se vine cu rezultatul, cum s-a făcut acea împărțire. În seara asta, doamnelor și domnilor, nu o să mă refer, va fi o seară în care am să mă refer pe larg și mai multe seri cu privire la secretele adăpostite de biroul președintelui actual al României. Vom vorbi și despre alte secrete găzduite de același birou în anii precedenți. Pentru că eu am sentimentul că doar adevărul ne va face liberi. Până atunci, vreau să-i cunosc pentru dumneavoastră și împreună cu dumneavoastră pe cei care și-au luat ca angajament pentru ei și care au această ambiție uriașă să-și dorească să ajungă președintele României. În seara aceasta veți avea surpriza să-l întâlniți pe unul dintre candidați. Este unul dintre candidații spectaculoși, senzaționali, care în alegerile trecute a făcut o surpriză mare. Cu partidul său a luat undeva în jur de la 10%, ceea ce, dacă acest lucru se va repeta la aceste alegeri, ar putea să arunce în aer toate calculele. Dar cine știe, la aceste alegeri și în general la alegeri se poate întâmpla orice. Pentru că am sentimentul că și dumneavoastră, ca și mine, urmărim cu atenție modul în care sunt acești oameni, modul în care arată familiile lor, modul în care îi descoperim de aproape ca oameni. Și probabil că mulți dintre voi vor hotărî cine merită să fie așezat de către voi în acest birou. L-am invitat și am repetat invitația săptămâna aceasta pentru domnul Klaus Iohannis. Sper să vină mâine seară. Joi seară va veni domnul Teodor Meleșcanu. În această săptămână, așadar, sunt, cred, invitați cu adevărat interesanți pentru cei care vor să decidă viitorul României, care sunteți dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, îl invit în biroul președintelui pe candidatul la funcția supremă în stat, candidat la alegerile prezidențiale în România anului 2014, domnul Dan Diaconescu. Bună seara, domnule Diaconescu. Bună seara, domnule Dedea. Mulțumesc foarte mult că ați venit. Găsit. Bine ați venit. Vă mulțumesc mult pentru invitație. Vă stătea foarte bine în acel loc. O să fac o probă și cu dumneavoastră. Eu sper să vină la un dat vremea în România ca această țară minunată, compusă din oamenii aceștia superbi, să fie condusă și de jurnaliști. A fost condusă de cizmari, de hidrologi, de geologi, de diferiți reprezentanți ai multor categorii sociale. Eu cred că și jurnaliștii au acest drept, nu de alta, dar ei sunt din ce în ce mai în linia întâi, își riscă din ce în ce mai tare viața, uneori și libertatea la propriu, și cred că merită și ei această șansă ca să vedem cum este și cu ei. Și mai vreau să fac o observație. Acest birou este exact ceea ce îmi doresc, în sensul că are și camere de luat vederi deja. Eu visez ca atunci când voi câștiga, sper pe 16 noiembrie seara, să mut studioul de televiziune acolo. Adică visez ca pentru prima oară telespectatorii, cetățenii, contribuabilii să vadă și ei ce se întâmplă la Palatul Cotroceni, la audiențe, în momentele în care, sigur, publicul ar trebui, în mod normal, să aibă acces. Eu visez ca și ședințele de guvern să fie televizate. Fiindcă eu nu înțeleg de ce după 10-15 secunde, când eram tânăr ziarist, premierul de atunci ne spunea mulțumim, poftiți afară. Sau nu înțeleg de ce niciodată la Palatul Cotroceni nu putem și noi ce se întâmplă acolo. Câte sticle de whisky sunt sub birou sau exact cum se împarte puterea. Vă mai mărturisesc ceva. Într-un birou ca ăsta, sigur, biroul cel real din Palatul Cotroceni, presupun că s-a decis chiar și arestarea mea. Deși președintele de astăzi, președintele de atunci, a negat acest lucru, dar sunt
pe zi ce trece mai convins că dânsul a comandat totul, chiar și după momentul Sorin Roșca Stănescu de astăzi, după momentul Dan Voiculescu, să nu uitați să mai bun că Dan Voiculescu a fost arestat fix după ce domnul Mihai Gâdea la câteva zile a dat acele filme teribile împotriva familiei prezidențiale. Eu nu mai cred de mult în coincidențe, mi-a albit părul în cap și sunt aici și probabil sau cu siguranță chiar din acest motiv. Dacă președintele Băsescu nu m-ar fi arestat acum aproximativ 4 ani, probabil că nu făceam niciodată acest pas să intru în jungla asta, în ringul politicii. Probabil că aș fi stat ca și Mihai Gâdea, ca și mulți alți realizatori TV pe margine și sigur aș fi criticat, aș fi contestat, aș fi adus dovezi. Dar probabil că nu făceam, repet, pasul respectiv. Tot răul cu binele său și iată, am fost provocat și voi merge până la capăt. Vorba înaintașilor noștri, am văzut chiar zile trecute o peliculă cu și despre Mihai Viteazu, în care îi se puneau aceste variante. Dom'le, vrei să-ți dăm niște ducați, să-ți dăm niște teritorii, să pleci din lupta asta sau te executăm? Și el, știți bine, a spus, domnule, merg până la capăt, oricare ar fi acel capăt, asta pentru ca poporul român să vadă ce poate, cât poate și la un moment dat poporul, sigur, să ia într-un fel puterea. Eu cred că ceva se va întâmpla în țara asta și vom scăpa de ceea ce numim astăzi Traian Băsescu. Oricum, noi am ajuns să regretăm foarte tare pe Ceaușescu. Și eu cred că ăsta e cel mai rău lucru în România, că regretăm pe Ceaușescu. Eu cred că cei care au participat la evenimentele din decembrie 89 au participat pentru o viață mult mai bună decât pe timpul lui Ceaușescu, ori dacă astăzi regretăm pe Ceaușescu, este numai și numai din pricina celor care au condus țara după Ceaușescu. Dacă erau niște conducători mult mai iubiți, evident, decât Ceaușescu, lumea astăzi nu se mai gândea la Nicolae Ceaușescu și la acel regim care a avut și el relele sale. Deci cred că suntem la 25 de ani de spaimă, de teroare, de frică, de viață mult mai rea și ceva trebuie să se schimbe. Vă simțiți bine în biroul președintelui? Foarte bine, foarte bine. Sunt foarte atent. Sunt foarte atent în urma apelurilor celor de la, mă rog, unor ciocoi, cum ne spun eu, din CNA, să nu ating deloc stema, să nu o calc. Avem o stemă foarte frumoasă. Am venit și eu plin de surpriză în această seară. Apropo, fiindcă vreau să fac, așa cum a spus în promo, că sunt un om, mă rog, senzațional, aș vrea să fac o țară senzațională, o țară plină de miracole și de minuni, o avem deja. Numai că aș vrea ca oamenii să se și bucure de ea. Oamenii sunt destul de triști. Știți bine, când mergi ori în București, ori în mediul rural, peste tot oamenii sunt destul de posomorâți și eu aș vrea ca oamenii să zâmbească un pic, în fine, să se bucure de viață, fiindcă de asta ne-a făcut Dumnezeu. Domnule Diaconescu, în mod evident, cred că e un interes mare în ceea ce privește aceste seri și poate cu atât mai mult în ceea ce privește apariția dumneavoastră, pentru că eu cred că oamenii vor putea urmări și vor putea evalua ce le propuneți, cum ar arăta România dacă Dan Diaconescu ar fi președintele României, care sunt lucrurile care ar fi fundamental diferite și pe lângă toate aceste lucruri pe care sunt convins că le veți explica, le veți argumenta, vor avea ocazia să cunoască un membru al familiei dumneavoastră foarte special, care este fetița dumneavoastră, se află undeva în green room, acolo în sala de așteptare, și va apăși în studioul nostru. Am cunoscut-o mai devreme și am rămas foarte impresionat de Dona. Vă mulțumesc mult. Vreau să fac deja o mărturisire. Pentru a ajunge, sigur, președintele României, o țară atât de importantă, o țară atât de mare și de binecuvântată de Dumnezeu, trebuie să treci prin multe piedici, trebuie să învingi, nu? Multe hopuri. Ori cele mai grele două, eu cred că le înving acum în direct sub ochii dumneavoastră. În primul rând, că apar pentru prima oară în emisiunea lui Mihai Gâdea, era un vis de-al meu mai vechi, mai ales că la alegerile din 2012, eu am spus ceva ce este foarte, foarte adevărat. Eu cred că acele alegeri pe care noi le-am pierdut, am obținut 10-15%, mă rog, eu cu partidul meu, cu prietenii mei, cu televiziunea mea le-am pierdut și eu cred că acele alegeri nu le-a câștigat formațiunea, mă rog, respectivă, ci le-a câștigat, de fapt, Antena 3, mai precis le-a câștigat emisiunea dumneavoastră, fiindcă telespectatorii privesc anumite programe, se informează de acolo și, sigur, votează în consecință. Cei care spun contrariu se înșeală, noi suntem de asemenea meserie și vă spun din interiorul branșei că de 25 de ani încoace lucrurile s-au disputat în primul rând la televizor. Sunt foarte sigur că Ion Iliescu n-ar fi câștigat dacă nu beneficia de audiența de 100% a televiziunii române de atunci, era singura televiziune. Sunt foarte sigur că apoi Emil Constantinescu și, evident, Traian Băsescu
n-ar fi câștigat dacă nu apărea în emisiuni de mare audiență. Ceea ce s-a întâmplat ulterior, în sensul că domnul Mihai Gâdea a ajutat niște politicieni să câștige alegerile, sigur, prin apariția lor aici și prin vizionarea emisiunilor, arată că lucrurile merg într-o direcție bună. Noi am luat, să zicem, 15%, iar cei care au câștigat au luat 70%. Era exact raportul de audiență între emisiunile mele și emisiunile lui Mihai Gâdea. Vorbim despre dumneavoastră în seara asta. Vreau cu ocazia asta ca jurnaliștii să primească ceea ce merită. Adică ei totuși trag foarte tare, muncesc foarte mult în seara asta, arată trendul spre care România se îndreaptă și eu cred că clasa politică trebuie să țină foarte mult cont de ei și nu să-i pedepsească cum se întâmplă în deopște. Al doilea hop a fost să convin pe fiimea să apară într-o emisiune de televiziune. Gândiți-vă, eu fac televiziune, nu? De 20 ceva de ani, ea s-a născut de 9 ani și nu a vrut să apară sub nicio formă în niciun fel de emisiune de-a mea sau altor colegi de-ai mei de la televiziunea mea. Ori astăzi am făcut niște eforturi, ea a spus că urmărește această emisiune și că acceptă, ceea ce pentru mine a fost așa ca o mare izbândă și de asta sunt sigur că o să am o mare șansă pe 2, respectiv 16 noiembrie, fiindcă cred eu în România oamenii buni sunt și ajutați de cel de sus, sunt ajutați, sigur, au și puțin noroc în viață, în general destinul îi răsplătește cum se cuvine. Domnule Diaconescu, lucrul pe care l-am făcut cu toți candidații, i-am rugat să aducă în această emisiune ceva care ar putea să nobileze biroul președintelui și care într-un fel să-i reprezinte, care să ofere ceva din personalitatea și din convingerile lor. Dumneavoastră ați decis, să înțeleg, să aduceți 4 lucruri în birou. Motiv pentru care vă rog să începem. Da, vă mulțumesc mult că îmi dați această șansă. Haideți să începem cu un tablou care cred eu că nu trebuie să lipsească dintr-un birou prezidențial. E vorba de un mare duhovnic, ultimul mare duhovnic, să spune, Sfântul Ardealului, Arsenie Boca. Este un fenomen, Arsenie Boca, în sensul că zeci de mii de români merg în fiecare zi să se roage la el, fie la mormântul său de la Prizlop, fie la sâmbătă, acolo unde el a profesat în ultima parte a vieții. Este ceva extraordinar. Eu am participat la rândul meu, chiar fără să-mi dau seama, la începutul anilor 90, la informarea publicului despre Arsenie Boca, în sensul că am difuzat un documentar în anii 94-95, un documentar de care oamenii au ținut cont, au început să meargă acolo și să știți că miracolele există. Pentru cei care nu credeți în minuni, eu vă dau câteva exemple doar. Am mers acum câteva săptămâni cu un grup de prieteni să înălțăm o cruce pe un drum al crucii, undeva la o altitudine de 1600 de metri, acolo unde Arsenie Boca avea o chilie, unde de asemenea făcea miracole atunci când trăia înainte de 89. Și acolo un grup de tineri, vânjoși, nu ca mine, pe mine mă vedeți pentru prima oară aici la Antena 3 în carne și oase, mai mult oase. Acolo niște oameni foarte puternici au cărat, vă dați seama, ori au o cruce grea de câteva zeci de kilograme, să te cați pe popotecă periculoasă în vârful muntelui. Și acolo unul din tineri chiar s-a rănit la mână și eu l-am remarcat și am vorbit cu el. Zic, ce faci, te doare? Să mergem undeva, spitalul era foarte departe. Cert e că după vreo 10-12 zile m-a sunat soția acelui tânăr și mi-a spus, domnul, dar știți cine sunt eu? Sunt femeia, soția acelui bărbat care s-a tăiat când a încărat crucea împreună. Și zic, doamnă, da, ce face soțul? E bine? Cum era? E foarte bine. Am altceva însă să vă spun și vreau să povestiți în prima emisiune în care apare. Și asta este ocazia. Noi ne doream, ei, cei doi ca și cuplu, de vreo 10 ani să avem un copil. Și nu puteau să aibă copil. Și dânsa mi-a spus, acum vin de la doctor care mi-a confirmat că sunt însărcinată. Deci sunt lucruri, repet, o să spuneți că poate că sunt coincidențe, dar sunt foarte multe legate de Arsenie Boca. Repet, un sfânt modern, să zicem așa, al românilor. Noi avem foarte mulți, sigur ne-a blagoslovit Dumnezeu și din punctul ăsta de vedere. Și eu cred că e important că românii se roagă, că merg la biserici, indiferent de cult, indiferent de confesiune. Și e clar că oamenii speră și într-un ajutor de la divinitate. Și eu cred că nu trebuie să lipsească așa ceva. Promit că birou prezidențial va fi lângă harta României Mari oferită aseară de premier, domnul Ponta. Deocamdată lăsăm aici ca să nu fie într-un special. Cred că președinții ar trebui să fie puțin mai atenți la cele sfinte și puțin să se și roage înainte de a lua o măsură și o să vă arăt și mai puțin ipocriți, că uneori se roagă doar așa se vadă lumea. Exact. O să vă arăt și alte lucruri importante. Acum, apropo de tot ceea ce s-a discutat de la lansarea emisiunii dumneavoastră, am adus aici o stemă foarte, foarte frumoasă. Avem, trebuie să recunoaștem, o stemă foarte, foarte frumoasă. Este în relief, ca să zic așa, e în 3D. Apropo de cei care spun, mă rog, că cea de pe covor, nu, mă rog, n-ar îndeplini anumite criterii,
amintesc că în toate birourile prezidențiale, mă rog, de la Casa Albă până la noi, există așa ceva și sisteme pe jos, dar asta poate fi pusă undeva pe perete. Reamintesc, fiindcă această emisiune e una foarte, foarte instructivă pentru toate categoriile de public, că aici avem, mă rog, anumite regiuni, aici este Acvila sau, mă rog, Vulturul, aici avem, mă rog, reprezentantul Moldovei, să spunem așa, celebrul Taur, mă rog, al Moldovei, celebrul. Apoi avem delfinii de la Dobrogea, apoi aici avem leul de la noi din Oltenia și, în fine, aici cele 7 tunuri ale Transilvaniei. Eu cred că e o siglă foarte frumoasă, o sistemă frumoasă, eu nu înțeleg de ce nu avem pe steag. E adevărat că ea a fost votată în 1992, atunci se tot discuta de un steag liber, fără stemă, dar prea seamănă anusul cu al Ciadului și cu al Andorei și eu cred că ar trebui să punem și stema pe steag. Asta apropo de schimbările care ar trebui făcute în România după 16 noiembrie, încep cu aceasta, dar sunt foarte multe lucruri de făcut în țara asta și dacă o să-mi dați voie să vi le propun, să vi le povestesc pe fiecare în parte. Acum, al treilea, acum e un lucru foarte important care ține și de actualul președinte și desigur vorbim deja de viitorul președinte. Eu cred că de mult dacă această ramă, acest tablou era pe peretele biroului prezidențial al președintelui actual, cred că nu se mai întâmpla nenorocirea, țineți minte, din 2010. Aceste taloane de pensii sunt taloane diverse, sunt naturale, nu sunt copii, sunt originale, mi le-au dat oamenii în întâlnire pe care le-am avut. E vorba aici de o pensie de handicap, e vorba de o pensie socială, acea pensie minimă de 350 lei, de o pensie normală. Toate pensiile astea, în opinia mea, oricum erau de mizerie, în sensul că ca și țară a Uniunii Europene, avem cele mai mici pensii, dar să te gândești să tai și din ele, să te gândești să le impozitești, știți bine că pensiile în România sunt și impozitate, absolut ilegal, să te gândești să le pui și CAS, ceea ce este imoral, n-aș putea spune ilegal. Deci eu cred că lucrurile astea mereu ar trebui să fie undeva pe un perete pe care președintele să le vadă când intră în birou, să nu cumva să mai taie vreodată viitorul președinte din pensii. Asta mi s-ar părea important, în sensul că e un bun câștigat al cetățenilor și ar trebui cumva stipulat și în Constituție, nimeni să nu se mai atingă de pensii și așa sunt mici. Sigur că ele trebuie crescute, dar să nu cumva să mai vină cineva să le taie și de asta cred că ar fi important să fie un tablou. Ați trecut aici două pensii minime, 350-350, da. Și mai este un alt drept de plată de 33,50. Sunt și pensii, domnule Gâdea, de un leu, de 2 lei. Știu foarte bine telespectatorii care ne privesc acum ce pensii câștigă. Dar eu cred că dacă domnul Băsescu ar fi văzut mereu asta în fața ochilor, nu ar mai fi apărut atunci la televizor cu intenția, sigur, de a tăia și din pensie, a tăia deja din salarii. Apoi, repet, pensiile au fost ciuntite prin diverse manopere. Cred că i-ar fi foarte important acest lucru. Și acum, în fine, dar nu cele din urmă, am un tablou cu bilete de ale telespectatorilor. Dumneavoastră, telespectatorul meu, probabil că sunt telespectatori comuni, fiindcă telespectatorii privesc în general tot ce e important la televizor. Bilețele pe care eu le-am primit atunci când m-am dus prin diverse localități ale țării, bilețele ale speranței le-am numit eu. Fiecare are o dorință. Vedeți, locuri de muncă e foarte interesant. Românii de mult nu mai cer bani de pomană, cu mulți se gândesc. Vor locuri de muncă. Se spune de multe ori că avem un popor leneș, că oamenii nu vor să lucreze. Nu este adevărat. Mulți se duc în străinătate, au două slujbe în străinătate, ar vrea să revină acasă, vedeți, unii vor să se întoarcă. Sunt tabele cu dorințele oamenilor și eu, dacă aș fi președinte, sau viitorul președinte, dacă câștigă altcineva, aș vrea să vină în fiecare zi la birou și să zic, uite, am rezolvat cazul domnului Dan din Covăsânț, un loc de muncă. Adică să facă lucruri concrete, aș vrea eu președintele țării, pentru oameni concreți. Nu să privim global o populație care e de 20 de milioane și tot scade, să vorbim de cazurile acestor telespectatori. Uite, Augustin și Elisabeta Pop, altcineva, mă rog, Die Florin, are și el o problemă, un fost revoluționar. Și președintele să apară seara la televizor, la dumneavoastră, domnule Gâdea, în emisiune, sau cum dorește dânsul, să spună, azi am rezolvat cazul lui Die Florin, mâine am rezolvat cazul lui Dan din Covăsânț. Și așa mai departe, fiindcă de 25 de ani am avut foarte mulți președinți, unii aleși de două ori, dar n-am auzit și eu de un caz concret pe care un președinte să rezolve. Un caz medical, președinția are fonduri de rezervă, are bani, președinția are influență, un caz social, mă rog, sunt atât de multe lucruri care pot fi făcute în România și cred că ar trebui. Am acum un cadou personal pentru Mihai Gâdea, nu știu dacă vrea să-l lase în biroul președintelui, dar am o carte de aproximativ 100 de ani în care avem un discurs al lui Mihai Cogălnicianu, făcut la 1862, când politicienii erau totuși, să spunem așa, foarte, foarte inteligenți și mai puțin hoți decât cei de astăzi. Și vreau să vă arăt începutul discursului. El vorbea despre țărani, Mihai Cogălnicianu, și zicea, domnilor, dacă în țară este o chestiune mare și grea, negreșit că este chestiunea ce astăzi ni se înfățișează spre dezlegare. Vreau să vorbesc de îmbunătățirea soartei țăranilor, de îmbunătățirea
prin urmare, a însăși temeliei naționalității noastre. Domnule, de la 1862 nu s-a făcut nimic pentru țăranii din România și o carte veche, o carte pe care ar trebui de asemenea să o citească mereu președintele, să zică, măi, eu astăzi ce fac pentru țărani? Fiindcă sunt țărani ăștia, sunt 10 milioane în România și nimeni nu-i ascultă, li se pun impozite pe tot felul de lucruri, pe cazanul de țuică, își dau terenul în arendă și, mă rog, arendașii nu le dau redevența necesară. E foarte multă nedreptate în România, astfel încât președintele chiar are treabă multă de tot. Domnule Diaconescu, sunteți un om care puteți să fiți plăcut sau contestat. Nu cred că poate contesta nimeni capacitatea dumneavoastră de a face lucrurile interesante. V-am urmărit cu multă atenție de la începutul emisiunii. Am urmărit abordarea pe care ați avut-o. Ați vorbit despre Arsenie Boca, despre însemnele naționale, despre țărani, despre pensionari, despre problemele celor mulți. Întrebarea este, aveți în mod real soluții pentru oameni? Pentru că unii dintre cei care v-au urmărit activitatea și discursul vorbesc despre faptul că sesizați în mod corect, iată, problemele, dar care sunt soluțiile? Pot fi soluții ca cele de a da 20.000 de euro fiecărui român? Sau este o iluzie pe care o vindeți oamenilor și când iluziile astea devin așa mai frumos colorate și, eu știu, pentru unii chiar ar putea să capete un sens după atâția ani de zile de sărăcie, ele se sparg ca niște baloane. Ați avut alaltăieri aici un invitat, nu pierd niciun minut al emisiunii dumneavoastră, care m-a considerat pe mine demagog și populist. Eu accept sigur orice fel de opinie și o respect ca viitor președinte, dar vedeți dumneavoastră, cel care făcea această afirmație, când a fost prim-ministru, a cedat patrimoniul Fundației Gojdu statului maghiar. Sigur, o măsură care poate fi discutată, analizată, oricum e o pierdere pentru statul român. Dar dacă a cere patrimoniul Fundației Gojdu înapoi, cum eu o fac prin unul din cele 100 de puncte ale proiectului Pământ de Țară, înseamnă că ești demagog sau populist, accept și această caracterizare. Apoi, un alt, sigur, contracandidat al meu spunea aseară că eu aș fi un om exotic. Este clar că mă diferențiez de ceilalți 13 contracandidați din mai multe considerente. În primul rând că aproape toți ceilalți 13 au condus această țară în ultimii 25 ani, într-un fel sau altul. Am primit o fotografie excepțională de la un telespectator. Poate o trimite și acum pe mail-ul dumneavoastră, o fotografie din anul 2009-2010, în care un grup de persoane jură credință domnului Traian Băsescu, undeva lângă acest birou prezidențial, la formarea guvernului de atunci, cum este tipicul, merg oamenii, jură acolo pe Biblie, de regulă jură fals, și apoi ies la o poză de grup. În acea poză de grup, domnului Mihai Gâdea, o găsim pe Elena Udrea, îl găsim pe domnul Kelemen Hunor, îl găsim pe actualul premier, îi găsim aproape pe toți, aproape pe toți. Lipsește doar Klaus Iohannis, care dorea să intre în acel guvern, dar nu a reușit. Însu tot timpul dorea să fie vicepremier, prim-ministru, dar nu a apucat până în acest moment. Deci absolut toți, repet, au fost într-un fel la putere. Iar eu, din capul locului, vreau să vă arăt onestitatea mea și fair play-ul meu și vreau să-i rog pe telespectatorii noastre, când vor ieși la vot pe 2 noiembrie, chiar dacă sunt mulțumiți de viața lor de astăzi, în secunda în care mă priviți, să voteze cu domnul Ponta, fiindcă domnul Ponta conduce astăzi România. Dacă au fost mulțumiți de viața de până acum un an sau doi ani, când erau și liberarii la putere, să voteze cu domnul Klaus Iohannis. Dacă au fost mulțumiți de viața din anii 2005, 2008, 2009, să voteze, desigur, cu doamna Udrea sau cu doamna Monica Macovei. Sunt două reprezentante ale acelui regim. Și, desigur, dacă au fost mulțumiți de viața din ultimii 25 de ani, chiar îi rog să voteze cu domnul Kelemen Hunor, care prin partidul său a fost la putere în acești 25 de ani. Eu mă adresez, în primul rând, celor care sunt nemulțumiți de viața lor de astăzi și mă adresez, de asemenea, nu în al doilea rând, nu în ultimul rând, celor care n-au ieșit niciodată la vot, celor care au spus mereu de vreo 20 ceva de ani încoace, domnule, nu avem cu cine vota. Eu cred că România au ratat o șansă similară celei cu care se vor întâlni acum în noiembrie, în momentul Ion Rațiu. Eu am lucrat mult cu și pentru Ion Rațiu până el să se prăpădească și am descoperit un om absolut extraordinar. L-am cunoscut, desigur, și pe Ion Iliescu și pe ceilalți foști președinți. Dar Ion Rațiu se detașa prin anumite calități. Sigur, eu sunt un fel de Ion Rațiu la o scară mult mai mică. Dânsul era foarte, foarte bogat, foarte, foarte influent în străinătate. Nu avea niciun fel de tentație de a fura sau de a minți. Și cu toate astea, știți bine, poporul român a preferat pe Ion Iliescu atunci, în anii 90. Ion Rațiu a luat un procent foarte, foarte mic și el era foarte trist, evident, din acest motiv. Eu cred că România, acum, după
25 de ani din nou o șansă de a schimba totul, de a schimba sistemul, dacă vreți, de a schimba tot ceea ce a fost până acum cu altceva. O să-mi spuneți, bun, dar dacă va fi mai rău de atât? Și eu zic că mai rău de atât nu se poate. Apoi, sigur, mă întrebați cum se pot duce la îndeplinire cele 100 de oferte pe care eu le promovez, le propovăduiesc de 4 ani încoace aproape. Eu vă dau exemplu acestor 20.000 de euro, fiindcă se discută foarte mult, dar foarte puțini citesc exact motivațiile fiecărui demers de al meu. Ei bine, acești 20.000 de euro sunt ca și un credit nerambursabil. Este interesant că actualul guvern oferă 10.000 de euro, sigur oferă un cuantum foarte mic, în acest program pot intra puține firme, puțini oameni, dar vreau să explic în câteva fraze despre ce este vorba. Un cetățean primește un cupon, dacă dă Dumnezeu să câștigăm alegerile, primește un cupon de 20.000 de euro. Cu acei bani, cu acel cupon nu poate să-și ia băutură, mâncare sau haine, deși poate că oamenii ar avea și asemenea nevoi. Cu cuponul acela se duce și îl preschimbă într-o afacere. Să spunem, da, un exemplu, acum își cumpără un tractor de această valoare de 20.000 de euro. A doua zi, cu acel tractor, omul, sigur, trebuie să facă ceva, să facă niște bani, că de-aia l-a cumpărat. Ară, mă rog, însămânțează terenul său sau al vecinului sau altor prieteni, câștigă la asta bani. E bine, statul român, după ce a dat 20.000 de euro, repet, ca și un credit nerambursabil unui cetățean român care vrea să facă o mică sau mare afacere, cetățenii se pot și asocia cu mai multe asemenea cupoane și pot face o afacere mai bine, statul român câștigă, urmăriți-mă, TVA-ul la tractor în momentul când se cumpără tractorul. Apoi accizele de pe urma motorinei folosită de tractor, apoi tot felul de taxe legate de piesele de schimb ale tractorului, apoi când banii, țăranul nostru, mă rog, întreprinzătorul care a luat tractorul, începe să are cu el, începe să încaseze niște bani, statul din nou încasează bani de pe urma acelor mișcări financiare. Vreau să vă spun că într-un an și jumătate, maximum 2, statul își recuperează banii, dar nu e ăsta singurul câștig. Câștigul nostru este că omul care și-a luat un tractor și poate încă unul angajează niște oameni. Oamenii ăia vin din rândul șomerilor de regulă sau din rândul pensionarilor. De statul român se despovărează de foarte multe probleme și investește cu cap, ca să mă rezum, 20.000 de euro în ceva și nu în borduri, nu în panseluțe, nu în autostrăzi care nu se văd, deși oamenii le-au plătit de 20 ceva de ani. Ăsta e proiectul celor 20.000, un proiect care s-a aplicat, culmea, în multe alte țări. Dar ce ziceți de faptul că eu am printre aceste 100 de măsuri vreo 70 care nu costă niciun fel de bani? Vă dau câteva exemple repede care îmi vin la îndemână. Votul obligatoriu pe care eu îl cer cu insistență, un vot chiar și prin corespondență pentru românii din străinătate, un vot chiar și electronic în societatea noastră să avanseze, un vot care să se adreseze celor care împlinesc vârsta de 16 ani, fiindcă o să vedeți copiii noștri sunt mult mai deștepți decât noi, cel puțin cum eram noi la vârsta respectivă. E bine, prin acest vot obligatoriu eu cred că se rezolvă multe probleme, multe deziderate ale românilor. Adică UDMR nu mai poate face pragul parlamentar. Oricum este ne la locul său această poziție a UDMR-ului, având în vedere că partide pe criterii etnice nu pot exista în România, asociații culturale nu pot fi în rândurile partidelor politice, dar în fine asta e o altă temă, dar UDMR nu va mai face dacă prezintă la vot 20 de milioane de români. Asta fără să-i amendăm pe cei care nu se prezintă. Apoi, dacă toată lumea ar veni la vot, nimeni nu mai poate fura alegerile, nimeni nu mai poate cumpăra sau vinde voturi, fiindcă câte voturi să cumperi, cât de ciocoi ai fi, câți bani să bagi ca să cumperi 10-11 milioane de voturi să influențeze rezultatul alegerilor. Apoi, nu uitați că nu o să mai avem buletine de vot neștampilate seara când se închid secțiile de vot, astfel încât, de asemenea, să fie ștampilați cei care nu se prezintă la vot de către organizatorii alegerilor. Numai avantaje, o lege de două rânduri pe care un președinte, sigur, o poate dicta premierului, poate ruga pe liderii grupurilor parlamentare să-l asculte și ei să promoveze o asemenea lege. Nu costă niciun ban. Apoi o altă lege care nu costă niciun ban. Introducerea juraților în instanță. O să-mi spuneți, bine, dar 9 jurați pe lângă judecători sunt niște costuri. Nu este adevărat. Magistrații din actualul sistem cheltuie oricum foarte, foarte mulți bani. Investigațiile astea, care de regulă sunt făcute la ordin politic, costă enorm. Ancheta, în cazul meu, a costat mulți bani. Presupun că și anchetele, în cazul Roșca Stănescu sau Dan Voiculescu sau alte situații, au costat enorm. Ori, dacă noi am introduce jurați în instanță, 9 jurați, așa cum România a avut între cele două războaie mondiale, culmea, așa e cum America s-a inspirat din fostul model cu jurați românesc, eu cred că multe lucruri s-au rezolvat. Dreptatea s-a inventat pe planeta asta ca oamenii din acea zonă să creadă în ea, să creadă că există. Dacă întrebăm acum pe un interesator de aici, din public sau de acasă, care privește emisiunea noastră, o să vedeți că nimeni nu crede în justiție. Culmea, chiar când și justiția poate uneori își face treaba. Fiindcă nu putem să-i acuzăm pe toți magistrații că ar fi corupți. Dar este anormal să nu introducem un sistem pe care planeta îl vânează în Italia, unde eu am trăit în exil, se introducea experimental sistemul cu jurați, noi care, repet, l-am brevetat. Și exemplele pot continua. Ce zice de faptul că în decembrie se expiră, într-un fel, contractul de 10 ani cu OMV? Ori
eu sunt singurul dintre cei 14 oameni care spun să nu mai prelungim acest contract. O să spuneți, bun, dar nu e bine că investitorii străini pleacă din țară. Bun, dar ei declară, mă rog, grupul acesta austriac, că au făcut un profit de 13 miliarde de euro în ultimii 10 ani în România. Bravo lor! De ce să nu avem noi acest profit de 13 miliarde de euro în următorii 10 ani? De ce toți contracandidații mei se laudă și spun că vor prelungirea acestui contract pe încă 10 ani? Nu, eu vreau să-l oprim. E un moment cu care nu ne mai întâlnim. Vorbiți mai repede decât de obicei în seara asta. Da, mă grăbesc să spun foarte multe lucruri importante, fiindcă... De ce doar din cauza grabei? Nu, vreau să comunic publicului dumneavoastră uriaș și lucruri importante, lucruri de care poate oamenii nu știu. Știți că atunci când eu m-am repatriat acum câteva luni, mulți, chiar și din Caracal, credeau că eu am murit, că aș fi căzut cu elicopterul. Alții spuneau că am fost arestat, alții spuneau că partidul meu s-a desființat, alții zic în continuare că eu nu mai candidez și multe, multe asemenea lucruri. Ori eu vreau să-i asigur pe oameni că au o variantă să iasă la vot, au pentru ce să iasă la vot în data de 2 noiembrie. Și vreau să mă rog ceva doar atât, dacă nu mă vreți nici pe mine și nici pe ceilalți 13, aici vă înțeleg de ce nu-i vreți pe ceilalți 13, măcar ieșiți la vot și anulați buletinul de vot, adică puneți o ștampilă undeva sau puneți mai multe ștampile, astfel încât să vă exercitați într-un fel dreptul la vot, astfel încât alegerile să nu mai fie fraudate. Eu visez la alegeri fără fraudă sau visez la alegeri în care românii să fie foarte, foarte bine informați. De ce? Fiindcă le-am câștigat pe precedentele două în diaspora. În diaspora românii își vând foarte greu votul sau aproape deloc, românii câștigă acolo mulți bani și noi acolo am câștigat cu 50, 60, 70% în Spania sau în Italia. Ceea ce pe mine mă face foarte, foarte optimist. Este adevărat, repet, că oamenii din România câștigă foarte puțin bani și eu le înțeleg tentația ca pe 2 noiembrie să iau 1 milion, 2 sau 3 de la un contracandidat de-al meu. Dar eu cred că ei de data asta fie vor lua banii și vor vota cum le dictează conștiința, fie vor refuza banii. Dacă mă mai lăsați un minut să explic cât de mulți bani sunt în România, de fapt cred că îi văd acum în cazul Microsoft, în cazul ADS, cât de mulți bani se fură în țara asta, în cazul Elena Udrea, în cazul Bercea versus Băsescu. Ați văzut? Bani, bani fizic, există bani. Mormane. Deci chiar sunt bani, fiindcă mulți mă ceartă, domnule Gâdea, și spun, domnule, dar de unde, de ce zici dumneata că mărești pensiile sau alocațiile copilor? Noi în Parlament avem un proiect privind alocațiile copilor, mărirea de la 42 la 200 și a pensiei acelea minime de la 350 la 500. Și mulți mă întreabă, dar de unde, unde sunt banii? Zic, uite banii, uite la Mircea Băsescu, uite în cazul Microsoft, cum zic americani. Dar eu am tras următoarea concluzie. Eu niciodată nu l-am înțeles pe Traian Băsescu și dacă o să-mi aduceți aminte, o să vă dau un detaliu al unei convorbiri pe care n-am povestit-o niciodată între mine și domnul Traian Băsescu, n-am înțeles de ce el atunci s-a repezit să taie pensiile și salariile. De ce vă spun asta? În România oameni buni sunt la bugetul ăsta al statului, ca într-un seif așa, în care premierul împreună cu președintele dispun de acei bani, sigur, prin mecanisme legale, vreo 50 de miliarde de euro. Chiar din ce în ce mai mulți, 50 și ceva de miliarde de euro. Trebuie să știți că la dumneavoastră, la cei de aici din public, la cei de acasă, ajung în fiecare an doar 20 de miliarde de euro. În jur de 20. Sub formă de pensii, salarii, alocații, ajutoare, indemnizații de handicap și așa mai departe. Întrebați-vă și întrebați-i pe contracandidații mei ce fac cu celelalte 30 de miliarde în fiecare an. Eu o să vă răspundă. Facem școli, facem spitale, facem autostrăzi suspendate, punem borduri, punem panseluțe, dar nu se vede nimic. Da? Știți bine că nu s-a făcut nimic în ultimii 25 de ani. Și atunci, n-ar fi mai simplu ca măcar de la anul încolo, din anul 2015, să dăm toți banii aceștia la consum. Adică dumneavoastră în loc să aveți un venit pe care l-aveți astăzi de X lei, să aveți un venit aproape dublu, astfel încât dumneavoastră să aveți mulți bani să-i consumați. Nu o să puteți economisi mic, fiindcă cererile publice români sunt enorme vis-a-vis de bani. Și atunci românii vor cheltui acești bani. Și ce se va întâmpla, domnule Gâdea, a doua zi? Toți micii sau marii comercianți vor vinde mai multă marfă. Fabricanții care au adus marfa aia în galantare vor fabrica altă marfă, vor angaja noi oameni. Și statul va câștiga extraordinar de pe urma acestui lucru. Statul impozitează astăzi niște oameni amărâți care câștigă 70 de euro pe lună. Altfel ar fi statul mai câștigat dacă ar impozita oameni cu 200 sau 300 de euro pe lună. Nu vă uitați la mine pentru că vă e frică că vă întrerup? Da, de asta. Dar mai vreau să adaug ceva. Am găsit această explicație. De ce politicienii nu vor să mărească salariile venitului oamenilor? Fiindcă nu vor ca oamenii să aibă bani mulți în ziua alegerilor, fiindcă altfel oamenii nu-și vor mai vinde votul. Dacă un român ar câștiga ca un polonez sau un ceh sau un neamț, nu mai vorbim, credeți-mă, nu și-ar mai vinde nimeni votul. Ori politicienii, în frunte cu Traian Băsescu, și-au făcut un calcul. Bă, dacă le mărim la ăștia veniturile, ăștia nu o să mai cumpere voturi pentru Elena Udrea sau nu o să mai vândă. Și atunci, hai să-i lăsăm cu 100 de euro. Un teasing foarte bun mai devreme, să le dăm probabil un ban în emisiunea. Știți care sunt lucrurile care mă interesează în mod special pe mine și ați făcut un teasing bun, cum se numește în televiziune. A zis că ne povestiți o conversație în premieră pe care ați avut-o cu domnul Traian Băsescu. Ce conversație ați avut? Conversația e interesantă, poziția ei cronologică a avut loc cu câteva zile
câteva săptămâni înainte de arestarea mea. Traian Băsescu fusese la mine în emisiune și vorbise, desigur, despre proiectele sale privind salvarea țării. Eu nebunesc de necaz, nu știu dumneavoastră, trăsătorii, cum sunteți, vorba lui Creangă, când îi vedeți pe ăștia la televizor care conduc aseara sau au condus-o și spun, votați-mă să vă facem o țară mai bună, să vă schimbăm viața în bine. Trebuie să-i întrebați, bă, de ce n-ați făcut-o până acum, când sunteți sau ați fost la putere de 25 de ani încoace? Sau mulți spun, eu votez cu Elena Udrea, am auzit mulți oameni, sau eu votez cu Monica Macovei. Întrebați-i, de ce? Să vedeți cum rămân în pareză. Nu au niciun argument asemenea. Nici nu pot spune de ce ar trebui să votez cu asemenea persoane care, repet, au mai fost la putere și, și nu v-au plăcut. Acum, ce am vorbit cu președintele? Domnul Gabriel Oprea, care atunci era ministrul apărării, fusese de asemenea a doua zi sau a treia zi la mine în emisiune și povestise despre o achiziție a unor avioane foarte scumpe, în fine, din străinătate, aproape un miliard de, de dolari, avioane pe care armata, de care armata română avea nevoie. Vine anunțul președintelui la televizor privind celebra tăiere de pensii și de salarii. Da? Undeva în primăvara anului 2010. Repet, cu câteva zile înainte de arestarea mea. Dom'le, imediat după ce președintele își încheie discursul, îl sun și îl invit la emisiune. Era orice a spune, chiar dacă era un călău, era eroul zilei. Era, mă rog, vedeta acelei zile, chiar și vedetă negativă. Și atunci eu aveam nevoie de dânsul, sigur, ca orice moderator care își caută invitați care să aducă cât mai mare public în, în fața televizorului când începe emisiunea sa. Și mi-a răspuns domnul președinte Băsescu și am zis, domn președinte, ați făcut acest anunț, să veniți să stați la mine emisiune, să dați mai multe detalii, fiindcă știți, el a anunțat TM cu 25%, a închis mapa aia și a plecat, parcă îl văd și acum din fața pupitrului, n-a acceptat întrebări. Și el zice, băi, zice, nu vin, sună și tu pe Boc. Păi zic, de ce să-l sun pe Boc? Băi, sună pe Boc, că eu, el probabil primise niște semnale, niște feedback-uri și nu-i convenea ce se întâmpla, reacția publică, și zice, ia-l tu pe Boc să ia și el castane sau, mă rog, bastoane în cap, nu numai eu. Și eu zic, dar de ce ați făcut dumneavoastră anunțul? De ce nu l-a făcut dânsul? E, lasă, bă, ce te baști tu? Eu l-am făcut și asta și cu asta basta. Am sunat la Emil Boc, ca un ziarist conștiincios, sârguincios. Domnul Boc nu mi-a mai răspuns. M-am întors la președinte Băsescu, zic, domn președinte, domn Boc se ascunde. Îl sunați dumneavoastră să rugați să vină la emisiunea mea sau cum să procedăm? Zice, băi, uite, băi, ce eram sigur, bă, că nu vrea să apară, să explice el măsura. Eu, neavând ce face, cum mă vedeți așa, vorbăreț, mă rog, voltean de la Caraca, intru în vorbă cu domnul președinte. Acum rămăsesem și fără invitat, mai era o oră, începea emisiunea și zic, domn președinte, dar zic, ce v-a apucat cu treaba asta, cu tăierea? Și el zice, băi, nu te pricep tu, băi, macroeconomie, cu PIB-ul, cu treburi. Eu nu, știți cum suntem noi ziariștii, nici nu poți să te ceri cu invitatul, nici nu. Dar eu am vrut să-l întreb și pe el și profit de ocazia asta din această seară să-i întreb pe contracandidații mei care zic că se pricep foarte tare la economie, la macroeconomie, la finanțe, la buget, dintr-un produs care costă 100 de lei, îl găsești în galantarii, 100 de lei, da? Cu tot cu TVA. Cât e TVA-ul? O să vedeți, domnul Gâdea, dacă îi întrebați, se vor grăbi să vă răspundă că e 24 de lei. Dar nu este așa. Și atunci am stătea pe limba acest lucru să întrebă Băsescu, care el la telefon îmi povestea cât de mare, cum să pricepe la afaceri, la business. Și eu n-am ce face, pe subconștientul meu, fiind emisiunea cu domnul Oprea, care îmi povestise că dau un miliard de nu știu ce la avioane, ba, domnul Băsescu explicându-mi, băi, zice, tu știi, bă, că îmi lipseau 600 de milioane de euro din buget și trebuia să tai de undeva. Eu n-am ce face, ca să vedeți cum a costat această vorbă, zic eu, arestarea mea sau a concurat și asta la arestare. Și zic, domn președinte, dar de ce ați tăiat 600 de milioane de la pensii și la salarii în loc să tăiați 600 de milioane de la avioanele alea? Plăteați doar 400 de milioane la avioane, mai negociați, din Portugalia le luam, erau și second hand, mai negociați cu oamenii, le dăm banii mai cu țărita, mai în timp. Eu, exact așa am spus, mi-am prelungit puțin vorba, fiindcă el nu dădea nicio replică. Și la un dat el tace, eu nu mai știam ce să mai zic, zic, domnule, era cred că mai bine, sau zic, putea să tăiați din alte părți, m-am gândit eu. Că, zic, am atins ceva ce nu era în regulă. M-am și gândit la niște comisioane, la avioanele alea plătite ceva în avans și președintele zice, bă, ce te bași tu, bă, te pricep tu la chestiile astea, bă, nu te mai băga, bă, tu unde nu-ți fierbe oala. Și mi-a închis telefonul. Asta a fost o ultimă convorbire a mea cu președintele, pe urmă am mai vorbit după eliberarea mea din pușcărie, în care dânsul m-a asigurat că nu a participat la acest moment. Să considerați că m-au arestat pentru că a fost comandă politică? Eu cred că deranjeam, fiindcă președintele mi-a și spus, bă, te bagi unde nu-ți fierbe oala. Și eu am continuat să mă bag. Eu de 4 ani mă tot bag unde nu-mi fierbe oala și mă bag în locuri în care un ziarist nu putea intra. Intru de multe ori, fiindcă avem acest partid parlamentar și intru la anumite ședințe la care presa altfel n-ar avea acces. Intru acum în bătălia asta prezidențială în care eu am fost un amărât de jurnalist care priveam de pe margine. Și eu niciodată n-am înțeles, că mai fac o paranteză, de ce Robert Turcescu, acum 10 ani, vă dau un exemplu, nu mai vorbim de acum 5 ani, a fost preferat
mie, lui Marius Tucă sau lui Florin Călinescu. Stăteam așa pe o canapea, ne tachinam unii pe alții, nu știam pe umărul cui să plângem fiecare dintre noi, nu înțelegeam de ce în 2004 Adrian Stase Traian Băsescu este ales Robert Turcescu, era debutant, lucrase ceva și în televiziune, un om cu talent. Dar de ce el? Mai ales Florin Călinescu, era vorba aia, era un zeu. Marius Tucă avea o vechime uriașă, eu eram poreclit regele audienței. Domnule, de ce a câștigat Robert? Sigur, asta a fost. Și noi avem și invidia asta profesională. 5 ani mai târziu, din nou, Robert Turcescu arbitrează finala. Și atunci am început să mă întreb, măi, oameni buni, în ce țară trăim? Nu înțelegeam resortul, nu știam că Robert e ofițer, că e în vreo unitate militară. Nici astăzi nu înțeleg dacă el e ofițer și în unitate, de ce staffurile l-au acceptat să fie el moderator. Fiindcă eu, acum, mă rog, în eventualitatea turului 2, am primit chiar astăzi o scrisoare din partea domnului Ponta, care spune că vom avea dezbateri în cazul în care eu intru în finală, presupun că a trimis scrisoarea și celorlalți contracandidați, înțeleg că noi trebuie să ne alegem sau să alegem și noi acel moderator propus, să zicem, de partea adversă sau de televiziunea respectivă. De ce ar fi acceptat toți pe Robert Turcescu? Nu cumva trăim într-o țară în care toate aceste servicii, toate aceste unități... N-a încercat nimeni să vă raculeze? Nu, n-am încercat. Eu am avut și șansa asta, vedeți că mulți mă întreabă, domne, dar tu te dai așa cinstit și te dai neprihănit și înger. Eu am avut șansa, fiindcă sunt aici unde, mă rog, în clădirea cealaltă, mi-am început activitatea pe București, Ploiești, poate telesatorii noastre nici nu știu, poate unii nu se născuseră. Eu am început activitatea asta în televiziune cu Dan Voiculescu în anii 92, 93, 94, 95, până când am luat-o pe propriul meu drum. Și atunci eu am avut șansa unor câștiguri bune. Câștigam 3.000 de dolari în 90, aveam 23 de ani. O garsonieră costa 1.000 de dolari. Și am fost cumva departe, presupun eu, de tentațiile astea de a lua o șpagă mai mică sau mai mare. Poate că Robert Turcescu s-o fi dus în unitatea asta militară pentru acel salariu. Chiar nu-mi dau seama. Dar, vedeți dumneavoastră, sunt ziariști și ziariști în România. Unii care au avut șansa, care au avut un noroc, care au avut un anumit culoar, alții sigur care poate au căzut pradă unor asemenea tentații. Dar e inexplicabil ca viața noastră să fie tutelată de asemenea oameni pe care noi nu-i cunoaștem în realitate și care ne marchează viața. Trebuie să fim foarte, foarte atenți. Vă mai povestesc una legată de Traian Băsescu, una scurtă, și apoi vă las să mă întrebați ce doriți. Când am zis una scurtă, m-am gândit că povestiți de doamna Udrea. Nu, l-am întrebat pe Traian Băsescu de ce nu mă lasă și pe mine să număr voturile de la precedentele alegeri. Eram la începuturile sale ca președinte, fuseseră alegerile pentru primul referendum pe care el îl câștigase, să zic așa, și eu m-am mirat puțin și am zis, domnul președinte, lăsați-mă și pe mine să ajung la saci, la arhivă și așa mai departe. Visul meu ca jurnalist era ca într-un studio ca acesta, să trântim tot sacia și în direct o zi și o noapte cât mi-o lua, împreună cu telesatorii, să numărăm și noi voturile. Pe mine mă frământă mult rezultatul alegerilor din 92, 96, 2000, în care eu cred că s-a întâmplat ceva pe acolo. Mă rog, asta e senzația publicului. Și eu vroiam să fac acest demers în care să vedem. Ia frate, chiar a câștigat Iliescu, de exemplu, în lupta cu Vadim, chiar a câștigat Constantinescu în lupta cu Iliescu și așa mai departe. Și președintele Băsescu mi-a zis, ce saci? Nu se poate să ajungi tu la niciun sac. Păi de ce nu se poate? Păi știi tu, s-au ars sacii. Păi când s-au ars? S-a dat vreun ordin, s-a scris în monitor oficial. Zic, bine, nu-mi dați la alegerile astea. Uite, dați-mi de la alea din 2000, în care el nici nu participase. Și zice, nu se poate, s-au tocat de mult, nu mai există. Ceea ce mie mi-a arătat că ei sunt împreună, oamenii ăștia. Oamenii ăștia sunt împreună și acoperă unii altora, vorbesc de cei de ultimii. Chiar credeți, de exemplu, în momentul de față că Băsescu e cu Ponta și viceversa? Am o bănuială că domnul Ponta, dacă ajunge președinte, îl va numi pe domnul Băsescu premier. Am o bănuială. De unde aveți bănuială? Am un mare mister, e mai mare decât cel din cazul Elodia. Vedeți, dumneavoastră, a câștigat domnul Ponta, eu nu vreau să spun că dumneavoastră l-ați ajutat să câștige, dar a câștigat omul, da? A câștigat alegerile cu 70-80% după redistribuire. E pentru prima oară în istorie, m-am uitat, am citit încoate la Napoleon, peste tot, în toate cazurile, la Hitler, la Stalin, la cine vreți dumneavoastră. E pentru prima oară când un om care învinge într-un război, într-un mare fel, cu, să zicem așa, 80-10, cam atât a luat Traian Băsescu în acele alegeri, merge la învins și semnează pacea. Eu, dacă vreodată, sper, măcar pentru asta să ieșiți la vot, să mă trimiteți în finală, aș vrea în finala cu domnul Ponta. Fiindcă aș vrea să întreb pe domnul Ponta cu ce l-a șantajat domnul Băsescu sau cum l-a convins, cu ce l-a tentat să vină în biroul acesta,
Nici măcar nu s-a întâmplat în biroul domnului Ponta, în biroul victoriosului, nu? Să te duci tu în biroul înfrântului și să semnezi o pace. Deci, oameni buni, vă dați seama în ce țară trăim? Gândiți-vă încă o dată. S-au unit americanii cu rușii și l-au bătut pe Hitler. Hitler stătea, nu? Spun istoricii, într-un bunker unde în cele din urmă s-a sinucis. Îl vedeți pe liderul american și pe liderul rus coborând în bunker la Hitler și semnând o pace cu Hitler și apoi punând-o pe femeia, mă rog, cea mai importantă pentru Hitler și în fruntea procuraturii noului stat german sau, mă rog, în fruntea noii orânduiri a planetei. Deci este ceva incredibil. Nu vă mai spun că există și complice aici, oameni complice ai tăcerii. Domnul Crin Antonescu se spune că a fost martor la această întâmplare. Nici dânsul nu le dă niciun fel de detalii. Apropo de Crin Antonescu, vreau să vă dau o știre. Nu pot să vin cu mâna goală într-o emisiune atât de importantă fără să vă dau o știre foarte importantă. Am intrat astăzi pe site-ul, am vrut și eu să văd cum arată site-ul viitorului meu loc de muncă, așa, al președinției, și am luat acest script, deci la ora, cu o jumătate de oră înainte de a intra în direct. Uitați-vă și dumneavoastră ce președinte avem noi și ce președinție. Deci în dreptul numelui președintelui Senatului scrie Crin Antonescu, domnul Mihai Ghedea. Deci dacă acum, mă rog, se întâmplă ceva cu domn Băsescu, Doamne ferește, are o problemă medicală, nu mai poate fi președinte, peste un minut ei zic că președinte va fi Crin Antonescu, ceea ce nu e adevărat. Va fi, culmea, mă rog, unul dintre contracandidații mei, domnul Tăricianu. Dar vedeți dumneavoastră câtă incompetență aici pe banii noștri? Nu să știți ce buget are administrația prezidențială, cei care mă certați că nu sunt bani pentru mărirea alocațiilor. Păi nu mai bine luăm noi din bugetul administrației prezidențiale și mărim alocația, că ăștia oricum dorm pe ei. Deci, din martie, nu, de când Crin Antonescu nu mai e, ei n-au adaptat un site al președinției, un amără de site, o pagină întâi. Pe cine spune prim-ministru dacă ați ajunge președinte? Din păcate, trăim într-o țară în care sunt oameni extraordinari care nu au așteptat să-mi fac eu partid și au intrat în alte partide. Și sigur, cinste lor, n-am nimic care reproșa celor de la baza PSD, baza UDMR, baza PNL sau PDL. Eu am reproșat celor care au condus aceste partide în ultimii 25 de ani și jocurile sunt de așa manieră create de actuala clasă politică încât au constituit ca și o castă în care e greu să intre unul ca mine. În care e greu să intre unul ca mine și în care să schimbe totul peste noapte. În momentul în care eu am pătruns în Parlament cu 68 de parlamentari, s-au năpustit peste parlamentarii mei să-i cumpere, să-i mintă, să-i destrame, astfel încât noi să nu mai putem fi o forță. La fel s-a întâmplat în consiliile locale sau județene. E bine, prim-ministru, voi fi, se pare, nevoit să-l pun de pe cel de pe locul 3. Asta în cazul în care voi ajunge în finală. Vă dați seama în ce situație voi fi? Deci eu dacă ajung în finală cu domnul Ponta, o să am nevoie de voturile lui Klaus Iohannis. E foarte, foarte grav pentru mine. Nu vă mai spun că dacă voi câștiga finala prezidențială, la cum văd eu lucrurile că se întâmplă în Parlament și în jurul Elenei Udrea și în jurul Monica Macovei, s-ar putea să vină o nouă coaliție să mi-l propună pe Traian Băsescu premier. Și evident că atunci voi demisiona, fiindcă lumea o să zică, a, vai, dar tu ai zis că faci o schimbare și l-ai pus prim-ministru pe Iohannis sau pe Băsescu? Sigur, asta până am ajunge la alegeri parlamentare anticipate. A spus că ar fi foarte rău să fie Iohannis. Nu, cum îl apreciați pe Klaus Iohannis? Ca pe un baby broker. Ca pe un baby broker. Baby broker. Ca pe un traficant de copii. Eu aici am foarte multe să spun, fiindcă am făcut o investigație personală în acest domeniu. Sigur, dânsul presupun că e o persoană foarte inteligentă, o persoană care iubește, mă rog, viața, casele, banii, dar dânsul a dat niște explicații recent apropo de faptul că nu are copii. Nu? Eu cred că singurul dintre... Nu, nici Elena Udrea nu are copii. Singurul dintre candidați care nu are copii. Și el a spus, domnule, eu iubesc casele și așa mai departe. Totuși, i-au trecut prin mână oficial, el recunoaște 7 copii spre adopție. Familiile canadiene, ele declară la proces că nu doreau decât 2 copii, respectiv 3. Prin urmare, era... Vorbim acum, sigur, în acești termeni, domnul Klaus Iohannis ne obligă, era un surplus de 2 copii acolo. Nu înțeleg pe domnul Iohannis de ce n-a adoptat atunci cei 2 copii, sau măcar unul. Apoi, este soția domnului Iohannis, nu? Viitoarea prima doamnă, doamne ferește, care vorbește insistent cu multe doamne din zona Sibiului și le convinge pe acestea, conform documentelor, să-și dea copiii spre adopție, fiindcă și ea și-l dă. Ea mințind deci încă din anii 90 că deține un copil, că e mama unui copil, ceea ce nu este adevărat. Deci vorbim de o minciună și de o ipocrizie la cel mai înalt nivel. Omul ăsta, sigur, nu cred că o să ajungă președinte, dar putea să ajungă premier, putea să ajungă viceprim-ministru, ne-a trecut glonțul pe la ureche. Eu însumi am avut o părere destul de bună despre Klaus Iohannis la prima vedere, nu? Se spunea Klaus Iohannis, un neamț, care a făcut Sibiu extraordinar. Și atunci am început să mă interesez cum suntem noi ziariștii, scoditori, am început unul și altul să-mi spună, da, vezi că
a vândut copii. Zic, cum să vândă, mă, copii? Ce ai? Îl confunzi. Da, dar vezi că nu știu ce a făcut cu casă, nu știu ce a făcut cu meditație, nu știu ce a făcut cu banii. Vă mai spun ceva. La mine în Caracal s-au pus vreo 20 de corturi, îmi spun caracalene, cu Claus Iohannis. Am văzut în București pe drumul până aici încă vreo 100. Presupun că în toată țara sunt zeci de mii de corturi. Înmulțiți cu 300 de euro valoarea aproximativă a unui cort. Dacă puteți să înțelegeți că asta vine din salariul unui profesor, eu admit că el are niște sponsori, nu știu, din PDL, din echipa domnului Băsescu, dar și sponsorii ăștia au o limită conform legii în vigoare. Sigur, sunt și alți contracandidați de-ai mei care au aceleași mijloace. Vă place când vorbește? Când, adică vă atrage atenția? Mi-au dat prietenii mei jurământul să-l învăț de pe acum. Eu sunt foarte sigur că voi câștiga. Sunt singurul dintre candidați care... Dar de ce sunteți așa sigur? Știți de ce? Sunt un om al cifrelor, sunt inginer de la meserie. Nu sunt, n-am făcut niciun studiu de jurnalist, dar mi-a ieșit bine pasiunea asta cu jurnalismul. Mi-a plăcut foarte mult și am abandonat ingineria. Dar în facultate am învățat statistica și am luat 10 odată în anul 2 și 10 în anul 3. Eram destul de tocilar așa până să vină revoluția. Apoi m-am apucat de ziaristică mai tare. Și în statistică se spune că e una din științele cele mai exacte, deși are multe imponderabile. Noi avem președinți în România din 1974. Ceaușescu s-a făcut el pentru prima oară președinte. Înainte era secretar general. Nu se pune ce a fost înaintea lui Ceaușescu. Și avem pe Ceaușescu președinte în 4 rânduri, până în 89 au fost alegeri pentru președinte. Apoi îl avem pe Iliescu în 2 rânduri, pe Constantinescu o dată, pe Băsescu de 2 ori, da? Deci vedeți, aproape de 10 ori am avut, să zic, un fel de alegeri, mai mult sau mai puțin trucate, în care au câștigat cei cu terminația Iescu. Doar cei cu terminația Iescu. Erau mai mari favoriți cei fără terminația Iescu. Cazul Joane este elocvent, aveam sondaje, 70-80%, trecea deja de 100% și a pierdut, nu? Nici astăzi nu ne explicăm cum. Apoi cazul lui Adrian Năstase, care spunea că va fi la putere foarte mult timp și că evident că îl va bate pe Băsescu măr și înainte pe Stolojan, înainte ca Băsescu să intre acolo. Și exemplele pot continua. Vadim era un mare favorit în finala cu Iliescu, sigur. Și toți s-au pierdut. Noastră vă bazați pe terminația Iescu. Nu, și pe asta. Mă bazez pe proiectul meu de țară care este imbatabil, în sensul că acolo noi am luat de la telespectatori tot ceea ce ei doresc. Nu poate nimeni să mă contrazică în acele 100 de puncte că nu e nevoie de ele în România. Eu vorbesc acolo de măsuri fiscale, de un cod al celor 4 taxe. Oameni buni, pe lumea asta sunt și țări care se dezvoltă foarte, foarte bine. Se cheamă țările BRICS. Brazilia, Rusia, India, China, Sudafrica și acum Indonezia intră în rândul lor. Eu aș vrea ca la un dat grupul ăsta să se cheme BRICS-IR, adică să intre și România acolo. Și ce fac oamenii ăștia din BRICS? Aplică un cod fiscal de 4 taxe. Noi avem un cod fiscal de 100 și ceva de taxe pe care le plătiți frecvent, dar de fapt sunt vreo 300 dacă e să vorbim de toate domeniile de activitate. Este incredibil cum 4 taxe salvează o țară ca Brazilia de la o foamete cumplită și aduce acum la oarecare prosperitate. Sau în India, sau unde vreți dumneavoastră. În fapt, despre ce este vorba? O simplificare a codului fiscal. În toate țările civilizate, oamenii de fapt se spune că merg la vot să voteze codul fiscal al respectivului candidat. Și nu fața aceluia sau felul în care vorbește. E adevărat că eu într-o finală cu Claus Iohannis aș fi avantajat de felul în care vorbesc. Discutați de jurământ mai devreme și jurământul e interesant, e foarte frumos, dar e puțin complicat la pronunțat. Nu, e vorba de propășirea, de exemplu, propășirea. Da. Eu nu cred că domnul Iohannis va reuși să pronunțe această sintagmă, chiar dacă va folosi un prompter. Pe de altă parte, dacă domnul Iohannis iese președinte, Doamne ferește, aveți și lemn aici să bat în lemn. Când dânsul va ajunge să depună jurământul, începe să-l depună și eu cred că îi se termină mandatul până îl încheie. Fiindcă are o problemă cu vorbirea. Pe urmă, Doamne ferește să nu se generalizeze conflictul ăsta din Ucraina, din Rusia, nu? Să ajungem în vreun război. Păi dânsul ca șef al oștirii române, nu? Comandant suprem al armatei, până dă un ordin să iasă lumea, rezerviștii și cu activiștii la luptă, se termină războiul și ne bat, evident, adversarii. Nu mai discut de celelalte lucruri în care Germania... De ce credeți că, adică, nu e bine că e așa mai calculat, mai cumpănit, mai... Nu, eu cred că el nu are ce să spună sau nu știe ce să spună. Eu înțeleg că sunt foarte mulți oameni inteligenți pe planetă care vorbesc mai rar, mai cumpătat. Dar, repet, la domnul Iohannis nu putem să-l bănuim de așa ceva, fiindcă dânsul a dat... bănuim de inteligență? A dat semne repetate de, mă rog... poate nepricepere. Eu înțeleg că dacă ești profesor și un profesor dedicat și elevii vin la tine la meditații, nu poți să conduci și o companie. Nu asta, domnule Gâdea, dacă ați avea mâine o firmă sau oricine din România, aveți firme, da? Încă mai sunteți vreo 600.000 de români care aveți firme în țara asta, să vă dea Dumnezeu sănătate. La spune pe Claus, adică spune un profesor în fruntea firmei dumneavoastră să vă dezvolte firma. Repet, profesorii sunt oameni excepționali, dar nu se pricep la asta. Bine, nu vă înțeleg cum a spus un marinar în fruntea afacerii dumneavoastră. Eu
văd România ca pe o mare firmă, ca un ESA cu 20 de milioane de acționari. Un ESA care are niște bani, mulți puțini, aveam foarte mulți pe timpul lui Ceaușescu, acum nu mai avem aproape deloc. Dom'le, dar dacă vezi, domnul Gâdea, că ai pus pe cineva în fruntea companiei tale și acel cineva se întoarce cu spatele la tine, tu ești acționar, da? Tu l-ai votat pe Băsescu. Și vezi de-a doua zi că Băsescu se închide în biroul său, da? Nu mai iese în public, nu mai spune deloc ce face cu banii. Când zic Băsescu, Boc și toți ceilalți care au condus țara, nu cumva vă gândiți să-i schimbați? Dacă contabilul de la firma dumneavoastră, după ce v-a luat drept de semnătură în bancă, începe să numere banii în lipsa dumneavoastră, în absență, și când dumneavoastră îl întrebați, bă, ce faci cu banii mei? De ce nu-mi dai mai mulți bani luna următoare? Și el zice, ce te bași tu, nu te pricepi, e criză, este criză globală pe planetă. Măi să fie, ce criză? Că în Croația nu mai vezi cerul de macarale sau la Istanbul, ca să dau exemple de țări din astea amărâte din jurul nostru. La ce dat examen când ați devenit inginer? La utilaj tehnologic pentru chimie. Dar repet, să nu... Păi aici e problema, adică nu luăm un profesor, dar un inginer de la utilaj tehnologic pentru... e argumentul suficient? Nu e un argument. Eu sunt totuși un ziarist. Eu mă cred un ziarist foarte, foarte bun, nu atât de bun ca Mihai Gâdea, dar un ziarist care poate să promită. Domnul Diaconescu, știți care este așa observația mea? Sigur că îmi face foarte mare plăcere dialogul cu dumneavoastră și sunt convins că în seara asta oamenii vă urmăresc. Vă observ, ați venit foarte, foarte bine pregătit și probabil că în seara asta încercați să transmiteți cât mai multe mesaje pentru cât mai multe categorii. Da. Aici am o singură, să zic așa, întrebare. E chiar amuzant modul în care îl prezentați pe Klaus Iohannis și sigur că modul în care o faceți e unul cu adevărat amuzant. Dar noi aici avem de-a face realmente cu lucruri cu adevărat importante. Dacă ne jucăm atunci când e vorba de emisiune de televiziune, dacă ne jucăm și o facem cu talent, cu lucruri de felul ăsta, e un aspect pe care, în mod evident, lumea îl apreciază. Problema este că atunci când vorbim despre țară, atunci când vorbim despre lucrurile cu adevărat sfinte din viața noastră și viețile celorlalți, și mai ales că viețile lor depinde de lucrurile astea, cred că aici există riscul ca în momentul în care, eu știu, continuăm joaca să coste într-un fel. Când mă uitam la dumneavoastră și v-am urmărit cu multă atenție în chestiunea cu Olchimu. După părerea mea, acolo, e adevărat, guvernul s-a dovedit că n-are soluții, dar mi s-a părut pe de altă parte că iluzia pe care noastră ați oferit-o oamenilor a fost poate una care a fost dureroasă. Și știți care ar putea să fie drama? Ca multe dintre lucrurile pe care dumneavoastră le spuneți, unul dintre lucrurile care sunt cu adevărat interesante, unul dintre lucrurile care par a fi așa soluții gen 20.000 de euro și așa mai departe, să nu cumva să vă coste, poate, la fel de mult cum v-a costat în chestiunea Olchim. Haideți să și vă mulțumesc că îmi dați ocazia să vorbesc și despre Olchim. Și acolo a fost o manipulare îngrozitoare, sigur, la care eu mă așteptam, fiindcă am intrat într-o bătălie foarte, foarte grea, în care adversarii mei erau numeroși, erau din mai multe entități, le zic eu, de tip mafiot. Oamenii au furat din acel combinat, știți bine, sute de milioane de euro în ultimii 25 de ani. De altfel, combinatul urma să aibă soarta tuturor celorlalte combinate din România. Știți bine, am avut 3.000 de asemenea de întreprinderi, 3.000 oameni buni, făcute de părinții și de bunicii noștri, împreună cu Ceaușescu, în 25 de ani. Dacă faceți o socoteală, 25 de ani, ori 12 luni, ori 4 săptămâni fiecare lună, veți ajunge la concluzia că Ceaușescu inaugura o fabrică în medie cam o dată la 3-4 zile. Deci Ceaușescu, vă dați seama, se ducea luni, marți să ia o panglică, vineri, sâmbătă, tăia altă panglică. Și am avut aceste 3.000 de fabrici. Vă dați seama ce oameni am avut la conducerea țării care au reușit în următorii 25 de ani, pe care îi împlinim, da, în curând, de la decembrie 89, să taie la fier vechi, aproximativ 3.000 de fabrici. Vă dați seama că și ei au trebuit să taie cam două pe săptămână. Unele să se apuce luni, marți, să le termine până miercuri, joi, și apoi de joi să o ia de la capăt până sâmbătă, duminică, să distrugă încă un combinat. Fierul vechi, sigur, l-a vândut domnul Bercea. De acum știm exact cam ce s-a întâmplat în România. Politicienii au fost la bucate și hai să închidem tot, iar tu vinzi fierul vechi, ne dai nouă o parte din bani. Cazul Olchim este unul semnificativ, în sensul că rămăsese una din perlele coroanei, nevândută încă. Eu m-am dus la acea privatizare, iar cei care mă acuză, să zicem, că am urmărit alte interese, trebuie să vadă că eu am depus niște bani ca să particip la privatizare și culmea e că i-am și pierdut, nu mi-a mai dat nimeni îndărăt, cum s-a întâmplat în cazul CFR sau în alte situații. Apoi,
Apoi, eu acolo am demonstrat că cel care urma să câștige combinatul, adică o firmă din Polonia, urma să plătească 3 milioane de euro pe combinat și declara în oferta sa că vrea să taie 3 sferturi din combinat și să rămână cu un sfert în lucru. Ceea ce știți bine că s-a întâmplat în toată România și eu cred că este ilegal cu totul, este criminal. Acești asasini economici se lăsă în sfârșit. Ați avut să unul banii ca să-i dați da, pentru ceea ce și uite, îmi pare rău că nu v-am adus acele extrase de cont. Și ce vreau să vă întreb? Când au ajuns banii în Exim Bank, a fost schimbată conducerea Exim Bank. Când eu am arătat, când eu am cerut, hai să semnăm contractul, fiindcă mi s-a dat un termen de grație de 10 zile. Nu, vreau să spun ceva foarte important, că în acele 10 zile în care eu eram proprietarul combinatului și urma să-l plătesc, au venit către mine oameni care vreau să cumpere fierul vechi din combinat și mi ofereau peste 50 de milioane de euro pe fierul vechi. Iar alții mi ofereau pe oțelul inox peste 80 de milioane din combinat. Deci, evident că puteam și eu să fac ceea ce străinii urmau să facă. Dar eu cred că ar trebui să mi se facă o micuță statuie la intrarea în combinat, fiindcă combinatul a rămas astăzi în picioare. Dacă nu participam la licitație, domnule Gâdea, și vorbesc foarte serios, combinatul la ora asta era tăiat de către firma poloneză care urma să câștige și în care își aranjează puțin cam toate jocurile acolo. Nu e subiectul meu, îl chem. Nu, mai vreau să spun ceva. Eu am convins în acele 7-8 zile în care am apucat să negociez în numele combinatului o firmă importantă din străinătate să managerieze acest combinat. Firma era foarte fericită că punea mâna pe un asemenea contract, eu la rândul meu. Știți că acea firmă urma să plătească totul acolo, materie primă, să asigure o piață de desfacere, să angajeze oameni chiar în plus și să-mi plătească mie proprietarului, 50% din profit, dar nu mai puțin de 3 milioane de euro pe lună. Ori eu asta cred că trebuia să facă statul român cu toate combinatele sale. Să nu fi vândut niciun combinat, dar niciunul, nici măcar fabrica de la Mioveni, să le fi dat pe toate în administrarea unor firme importante din străinătate, firme care să ne dea și nouă statului român jumătate din profituri, Dumnezeu, dar nu mai puțin doar mii de sumă. Să facem cred că asta e rețeta. Ați văzut cum ați spus mai devreme emisiunile cu ceilalți candidați, cu primii doi invitați, în speță președintele Senatului Călin Popescu Tăriceanu și premierul Victor Ponta. Și am făcut la un moment dat un exercițiu cu domniile lor, pe care vreau să-l fac cu toți candidații, să vă ofer posibilitatea de a spune un cuvânt sau o propoziție, cel mult, despre domniile lor. Haideți să începem, de acord? Da, sigur, sigur, vă mulțumesc și sunt al treilea invitat exact ca și pe buletinul de vot, am poziția numărul 3. E o coincidență interesantă. Bun. Haideți să începem cu Klaus Iohannis. Ce cuvânt sau propoziție s-ar potrivi? Klaus Iohannis este un traficant de suflete. Un om care a vândut copii. E adevărat că mulți români și-au vândut copiii și apoi cei care au cumpărat copiii de la ei, le-au cumpărat și voturile și apoi, după ce le-au cumpărat voturile, au vândut și țara acei oameni. Sigur că și românii sunt complici cumva, cum spunea George Orwell, nu sunt vinovați doar hoții care n-au condus, ci și cei care i-au votat. Dar totuși, Klaus Iohannis rămâne un traficant de copii, fiindcă sunt documentele din instanțe care atestă acest lucru. Dânsul spune că n-a câștigat niciun ban de pe urma acelor tranzacții. Să fie ca dânsul. Deși ați văzut, a apărut un documentar, nu? Cu domnul Burci, în care chiar dânsul spunea domnul Burci că fiecare om care participă la o vânzare de copil primește câte ceva, mai mult sau mai puțin. Domnul Iohannis spune că s-a rezumat la rolul de șofer sau la rolul de traducător în ceea ce o privește pe soția sa. Cred că și pentru asta au primit măcar 10 mărci. Facem o paranteză. Mai știți legea lui om? Legea lui om, să fiu om cu tine ca să fiu. Eu am înțeles că... Adică ați luat meditații la fizică? N-ați luat meditații? Nu, n-am luat meditații la fizică. Că, din câte mi-aduc aminte, legea lui om e dacă ești om cu mine, sunt om cu tine, nu? Parcă asta era legea lui om. În limbaj popular. Bun, dumneavoastră, chiar credeți că ar fi un pericol ca Iohannis să ajungă președinte? Pentru că v-am zis în seara asta foarte... Da. Știți de ce insist asupra domnului Iohannis? Fiindcă în acest moment, nu, dacă mâine ar fi alegeri și dacă cei din înalta curte nu se vor pronunța în timp util privind situația legată de Ani, domnul Iohannis va intra în finală. Din calculele mele și din ceea ce eu mă mai pricep la alegeri, fiindcă am asistat nu la toate, cel de pe locul 2 în mod normal câștigă. Nu știu de ce, nu știu cum se întâmplă, dar toți candidații PSD-ului au pierdut în ultimii 10 ani. O singură dată a câștigat domnul Iliescu în 2000, împotriva lui Vadim și nu știu, repet, cum a câștigat. Dar, credeți-mă, tot timpul PSD-ul a pierdut și în fața lui Emil Constantinescu a pierdut atunci. Probabil că românii sunt foarte supărați pe cei care au închis fabricile, pe cei care au trimis în străinătate. Nu uitați, votul din străinătate vine de multe ori masiv împotriva PSD și, evident, în favoarea celuilalt contracandidat. De-aia eu mă grăbesc foarte tare ca după această emisiune să prind finala. În cazul acesta voi spune și eu foarte repede, pentru că am mai multe întrebări. Ce părere aveți dumneavoastră despre domnul Victor Ponta? Despre Victor Ponta,
am această părere, vreau să dezvolt un pic, ca și în cazul domnului Iohannis, nu vreau să-l nedreptățesc pe domnul Ponta, mi-e foarte frică de domnia sa să nu-l pună pe Traian Băsescu premier, fiindcă îl văd din ce în ce mai des, atunci când este întrebat, lăsând să se înțeleagă că are un anumit partipli cu domnul Băsescu și, mă rog, cu tot ceea ce înseamnă domnul Băsescu. Vezi păi cazul aseară, aseară a zis Victor Ponta despre Traian Băsescu, e un blestem. Da, dar să nu vă luați niciodată după declarațiile acestor oameni care au condus până acum țara. Ei au spus multe, multe lucruri în ultimii 25 de ani și, de regulă, când sunt întrebați după ce revin la putere sau după ce vin la putere, spun, a, eram în campanie electorală, nu se pune. S-a spus deseori despre domnul Ponta că este un mincinos, mă rog, că este un plagiator. Nu vreau acum să intru în aceste detalii. Eu vreau să vă avertizez că nu este normal ca dânsul să încheie un pact de coabitare cu domnul Băsescu, nu este normal ca domnul Băsescu să-l șantajeze cu ceva, nu este normal ca dânsul să numească în fruntea procuraturii din România, în fruntea DNA-ului, un om al lui Traian Băsescu. Înseamnă că acolo se ascunde ceva. Am citit diverse lucruri pe bloguri, că domnul Băsescu i-a dat un telefon mobil la ureche, în care era cineva la capătul firului, care l-a convins pe domnul Ponta să facă aceste lucruri. Nu știu, rămâne cine să aflăm... Cine putea să fie la capătul firului? Vedeți, bănuiala, mai fac o paranteză ca să placă, sper, publicul nostru. Când am trăit în exil în Italia aproape un an de zile, fără să se știe neapărat despre ce făceam eu prin România, o clarvăzătoare importantă din Italia a intervenit acolo unde lucram eu la televiziunea respectivă în direct și a spus, domnule, dumneata, anul viitor, adică anul ăsta, vei avea niște bătălii de dus în țara ta și adversarii tăi vor dispărea unul câte unul. Și eu am cerut repede, amănunte, vă dați seama, ce se va întâmpla? Că femeia era misterioasă, privea presupun. Nu, era italiană, da, da. Vero, apărea la Rai 1 pe canale 5 și italienii credeau în ea, politicienii Italiei se sfătuiau cu ea. Și eu nu mai puteam de nerăbdare și zic, atunci trebuie chiar să mă întorc în țară. Zic, dați-mi detalii, ce se întâmplă cu adversarii. Și zice, ea spunea, unul câte unul vor pica cu toți. Domnul Gâdea, eu acum 2 ani regret... Eu m-am dus să-mi vizitez părinții, poate să apucăm și în seara asta să vorbim despre părinții mei, care se uită la emisiunea dumneavoastră în fiecare seară. Și salut, să rămână mami, să rămână tati. Spuneam, m-am dus la Caracal în ziua referendumului. Referendumul în care eu cred că... Să vă trăiască. Câți ani are tatăl? 90 aproape și s-a chinuit mult să convingă administrația prezidențială americană să aducă, mă rog, ceva investiții în zona de vesel. Nu se gândea la scutul nuclear. Tatăl meu a lucrat în unitatea militară de la de veselul până să se pensioneze, 10 de ani, și acolo începeau să crească buruienile, creez-o pe acum o paranteză, dar să mă întorc la ce vreau să spun, creșteau buruienile în pista de aviație, noi mergeam, copilăream pe acolo, ei aveau un teren de sport frumos, noi copiii ne jucam printre picioarele soldaților sau ale ofițerilor respectiv. Imediat după Revoluție, după decembrie 89, unitatea s-a închis, buruienile au cotropit-o și tatăl meu, de acum rezervist, împreună cu o grămadă de rezerviști din Caracal, scriau tot felul de scrisori. Domnule, salvați-ne, veniți aici cu investiții, moare, mă rog, aerodromul, spuneau ei, aviația, dă senzația, ei aveau niște cântece frumoase, se întâlneau generații după generații și au trimis inclusiv scrisori către domnul Băsescu, venise domnul Băsescu la putere, suntem acum ce vă pozesc, 2005, 2006, 2007 și tot trimis în scrisori, au trimis și era Bush atunci președinte în America, administrația prezidențială, au luat ei, nu știu de unde, adresa și au trimis recomandat acolo, paravion. Domnule, și ce să vezi? Au răspuns americanii, vedeți acum pe ecran răspunsul, prin ambasadă, prin nu știu ce, și domnul Băsescu nici până astăzi n-a răspuns. Eu cred că și din asta trebuie să învățăm ceva. Deci niște amărâți de pensionari din Caracal, trimis și niște scrisori în dreptate. Tatălui Dan Diaconescu a salvat de veselul și practic a pe americani. Nu știu dacă e meritul tatălui meu, dar cred că a contribuit și el. Cred că americanii au văzut și au zis, domnule, uite, domnule, în România e unitate militară dezafectată, hai să o luăm, să facem noi acolo ceva. Și așa s-a întâmplat. Dar încă o dată vreau să subliniez indiferența autorităților noastre atunci când românii cer și ei câte ceva, au câte o nevoie, au câte o dorință, au câte o speranță. Vreau să vă spun un alt lucru foarte, foarte important legat de domnul Ponta și de referendum. Fiind la Caracal în vizită la IMEI, n-am vrut să votez în Caracal și am ajuns în București mai târziu, pe la 7 seara, și sigur am ieșit la vot, te-am rugat pe toți să voteze împotriva lui Traian Băsescu la acel referendum. Poate că a fost ieșirea mea foarte târzie și poate că nu am, poate că trebuia să o fac la 7-8 dimineața. Eu preferam sigur în București ca televiziune să mă vadă și lumea să ia modelul meu. Poate că și în felul ăsta am pierdut la acel referendum. Dar vreau să vă spun ceva. Să nu uitați că atunci era Crin Antonescu mare favorit. Poate ați uitat la președinție. Eu discutam cu dânsul, l-am avut invitat într-o emisiune și spuneam, domnul Antonescu era președinte interimar. Zic, dumneavoastră președinte interimar, eu viitor președinte? Și dânsul zicea, da, vom juca finala peste 2 luni când urmau să se organizeze alegeri.
Eu nu știu ce s-a întâmplat, că suntem la capitolul Victor Ponta, da? Nu știu ce s-a întâmplat cu domnul Ponta atunci, nu știu ce s-a întâmplat cu ministrul de interne al PSD-ului de atunci, felul în care ei au trădat pe cei 7 milioane de români, spunând a doua zi că, de fapt, numărul era altul pentru acel referendum, numărul necesar de voturi, astfel încât noi n-am mai avut validarea referendumului. Ce s-a întâmplat după aceea, apropo de clarvăzătura din Italia? Domnul Crin Antonescu dispare din scenă. El este mai dispărut decât Elodia, credeți-mă. Ar trebui trebuie să ne spună ce face, unde este. Poate întrerucă și Bran, poate face nevoile. De ce a dispărut, da, poate doarme undeva. Da. Dar credeți-mă, în toată lumea spunea în 2012 că domnul Crin... Ați mai spus ceva despre mine. Între timp s-au mai retras foarte mulți. Cristian Diaconescu, Viorel Cataramă și așa mai mult. Emisiunea colonelului Robertel, așa, și în emisiunea colonelului a spus despre mine că o să candidez. Ceea ce iată că nu... De unde aveți Eu informația? Așa am fost, așa am crezut. Și a, sper ați crezut să candidați... sau v-a zis cineva? Nu, sper să candidați măcar data viitoare. Nu, eu cred că... Mi-a zis cineva. Nu pot să vă zic cine, nu mai e important. Cineva? Mi-a zis cineva. Eu cred că ziariștii ar trebui să candideze la funcția de președinte, la funcția de senator, de deputat, de primar. Eu cred că ziariștii ar trebui să ia puterea. Bă, oameni buni, avem în țara asta 3 puteri, așa scrie în Constituție. Mă rog, legislativă, executivă și judecătorie. Dar o avem și pe a patra, presa. Presa nu e trecută nicăieri, din păcate. Și eu sper să apară și presa ca putere recunoscută în Constituție. Eu zic că presa ar trebui să ia puterea. Nu, o să-mi spuneți, dar nu se pricepe presa, nu știe. Iertați-mă, decât un marinar care e cum e, decât un profesor care e cum e, decât un procuror, ferească de țara, îmi spuneau italienii, condusă de procurori. Și nu uitați că ne-am avut-o pe Monica Macovei la putere, o perioadă lungă, și nu ne-a plăcut perioada. Acum avem pe domnul Ponta o altă perioadă, da? Procurorii sunt oameni de toată isprava, de toată cinstea, dar ei sunt, știți cum, sunt ca niște, ca niște călăi, așa, ei sunt învățați să distrugă, doamna, să destructureze. Doamna Udrea n-ar fi o soluție? Doamna Udrea, dacă mă întrebați, e bună, bună, dar e bună pentru Traian Băsescu, nu pentru România. Nu, este o persoană foarte frumoasă. Dacă o vedeți în realitate, e chiar mai frumoasă decât la televizor. Asta ați văzut-o. Dumneavoastră, sunt sigur că ați invitat-o și pe dânsa. Am mai invitat-o și a fost de câteva. Și așa cum, mai demult. Și așa cum m-ați invitat și pe mine cu familia sau cu o parte a familiei, sunt sigur că și doamna Elena Udrea va veni aici cu o parte din familia asta. Cred că va veni cu Traian Băsescu. Deci dumneavoastră credeți că doamna Udrea va veni cu domnul Băsescu? Dacă o invitați, prezentându-l cu ca pe partea copilul dânsei sau cum? Nu știu cum îl va prezenta. Dar să fiți foarte, foarte atenți la ceea ce vă spun eu acum. Să nu cumva să atingeți telecomanda sau vă rog să vă chemați toate rudele, toți vecinii și toți prietenii. Vreau să vă spun ceva foarte important. Eu ca ziarist l-am asistat, fără să vreau, pe Traian Băsescu în vreo 9 bătălii. Câteva pentru Parlamentul de atunci, apoi 2 pentru Primăria Capitalei, apoi 2 pentru Președinție și 2 pentru referendumuri. Le-a câștigat pe toate, de regulă la mustață, de regulă printr-un noroc, nu știu dacă cu ajutorul serviciilor secrete sau ba, dar omul ăsta a câștigat tot ce a prins, tot ce a organizat, tot ce a participat. Ori să nu tratați cu ușurință această problemă, am foarte multe surse care vorbesc despre faptul că Elena Udrea va fi în finală, nu știu cum. Cum? Presupun, domnule Gâdea, că în finala din 16 noiembrie vor ajunge din cei 14 candidați doar 2 care rămân în libertate. Presupun că ăsta e criteriul. Presupun că domnul Băsescu se uită la ora asta la emisiunea noastră, se uită în sondaje și zice așa: cine e înaintea Elenei? Este Diaconescu, luați-l. Cine mai este? Iohannis, Ani, Ponta, ofițer acoperit, sună-l pe Robert să spună mâine că este Ponta. Vorbesc foarte serios. Gândiți-vă, puneți-vă și în locul și lui. Și Meleșcanu ce face? Nu tratați cu... Pe Meleșcanu îl cheamă înapoi. Dom'le, știți că domnul Meleșcanu, dacă mă rugați să-i caracterizez pe toți, domnul Meleșcanu, ca fiecare dintre noi, avea o locuință. Mă rog, unii n-aveau locuințe atât de mari în zona televiziunii, înainte de 89. Decembrie 89, 5 decembrie, închipuiți-vă, vreme frumoasă. 5 decembrie, un om care are o vilă legată de gardul televiziunii o scoate la vânzare. Pe 10 decembrie o vinde. Iar pe 22 decembrie, în vila aia se trag foarte multe rafale de mitralieră. Sunt multe coincidențe în destinul domnului Meleșcanu. Cereți noastră publicitate, că trebuie să luăm publicitate și ce spuneți ce urmează publicitate. Vă rog frumos să nu ratați ceea ce urmează după un scurt moment publicitar, fiindcă nici nu știți ce pierdeți. Viitorul președinte revine în direct. Urmăriți biroul președintelui. În această seară, prezent în biroul președintelui, este domnul Dan Diaconescu. Domnul Diaconescu, a spus câteva lucruri înainte de pauză de publicitate, desigur, unele dintre ele, care sunt convins că vor fi comentate, cum ar fi faptul că domnul Crin Antonescu este mai dispărut decât Elodia, cum ar fi faptul că dumneavoastră sunteți un rațiu mai mic, cum ar fi faptul că
doamna Udrea va veni la emisiune cu domnul Băsescu. Doamna Udrea poreclită clopoțel. Adică în stenograme apare drept clopoțel, mă rog, fostul soț apropo, apare drept Udrea, Trump. Nu știu ce credeți. După ce își va încheia mandatul domnului Traian Băsescu, adică e posibil să se întâmple ceva? Sau cum vedeți partea asta de colaborare a doamnei Udrea cu domnul Băsescu? Eu cred, repet, așa cum îl cunosc pe domnul Băsescu, că își dorește să devină premier și că va face orice pentru acest lucru. Eu cred că va ajuta pe Elena Udrea să ajungă în finală. Nu știu cum va face, de-abia aștept și eu să văd cu sufletul la gură, aștept să văd ce se dacă întâmplă. Dacă vă arestează, ce faceți? Dacă mă arestează, cred că o să câștig și mai abitir aceste alegeri. Știți, domnule Gâdea, care e problema mea? Mă gândeam acum în această pauză. Cine o să arbitreze finala dintre mine și Ponta? Eu cred că voi juca până la urmă finala cu Ponta, deci încă eu vreau să-mi iau revanșa față de Târgu Jiu. Cu cine, cine ar dori să modereze emisiunea? Mihai Gâdea? Deci este opțiunea dumneavoastră. Da. Nu, eu mă gândeam că totuși ar fi mai corect să fie domnul Robert Tocescu, ca să nu fie. Ar vedeți, fi dumneavoastră, comunitatea militară are sarcine. Dar vreau să vă întreb ceva apropo de cine, cum o să facă. V-ați gândit, de exemplu, la SPP? Cine ar putea să fie potrivit? După părerea mea, adică mă gândeam, e un zvon care circulă că dumneavoastră vrea să-l puneți pe Tolea la SPP. Da. Și e adevărat că doamna, cum o chema, Magda Ciumac, intenționa să puneți la SIE? Nu, nu e adevărat, dar știți că legat de momentul Tolea există foarte multe mistere. Se discută de aproape 7 ani, nu? Au trecut 7-8 ani de zile. A fost un moment de... 7 ani au trecut de atunci? A fost un vârf de audiență, nu mai știu dacă e egalat între timp. Probabil că dumneavoastră m-ați întrecut între timp nici la audiență. Mulțumesc. Dar mulți, noi trăiam atunci într-o garsonieră, așa îi se spunea, deși era un etaj întreg la etajul 6, ultimul etaj al unui imobil din Piața Română. Nimeni nu s-a întrebat cum a putut urca un tomberon până la etajul 6. Fiindcă casa scărilor era extrem de îngustă, iar liftul era un lift destul de securizat, în sensul că era mereu un bodyguard acolo, un lift care ducea persoane până sus, care altfel se puteau rătăci. Apoi nimeni nu s-a întrebat de ce tomberonul era curat, apoi nimeni nu s-a întrebat de ce eu nu am oprit emisia. Dumneavoastră, ca moderator, puteți explica publicului că puteți cere, nu, colegilor din regie să taie, nu, la un dat, imaginea, să cereți publicitate, să cereți casete, să cereți tot felul de lucruri. Eu am lăsat în direct acea emisie. Mie îmi plac asemenea mistere, fiindcă asemenea enigme îi pun pe oameni să gândească. Și eu i-am rugat mereu pe oameni, nu numai de la acest caz, cazul Erbașu, cazul din primăveri, cazul Ralf și alte cazuri, cazul Anghelescu, nu uitați că domnul președinte Băsescu și-a început mandatul într-un mare fel. Acolo era o consilieră prezidențială care avea un soț, regele tuturor, soțul este găsit mort în propria casă, mulți spun și astăzi că ar fi fost ucis și nu că s-ar fi sinucis. Apoi domnul Băsescu a trecut în criza ostaticilor, dacă țineți minte, ne chema seara la Palatul Cotroceni, parcă-l văd și acum, era îmbrăcat într-o vestă, noi habar nu aveam că prima parte a crizei ostaticilor era pusă la cale chiar de domnia sa. Eu înțeleg, multor românii le plac... Era o vestă antiglont sau... Nu știu, el ne chema seara și ne spunea Marijan, am pierdut-o, nu mai pot localiza pe Marijan, ce sfaturi îmi dați? Dacă o pierdem pe Marijan, dacă o să moară Marijan? Și noi trăiam cu pasiune, mă rog, vă dați seama, mulți bucureșteni puneau lumânărele în piața universității. Noi nu aveam de unde să știm atunci că eram mințiți. Noi suntem bine mințiți de 25 de ani cu diverse... N-am aflat nici acum cine a tras în noi în 21-22 în decembrie. Dar domnul Băsescu, știți cum juca acel rol extraordinar de bine. Eu, atunci când am dat la Politehnică, vă mai fac o mărturisire în premieră, am vrut să dau la regie de film, dar erau doar 4 locuri și mi-era foarte frică să nu fac armata la termen lung, cum era atunci, și căutam cu toții să facem armata la termen redus. Așa am făcut armata, am dat la mecanică, unde erau mai multe locuri și am luat, dar tot timpul mi-a plăcut să fac un fel de, dacă s-a putea să fac un film, să scriu cărți, sigur, am scris articole, am făcut seriale de televiziune, dar tot timpul m-am gândit la regia asta, la un film în care să-l intereseze pe domnul Băsescu și n-am găsit încă un personaj, un actor dintre cei pe care îi cunosc eu, poate publicul acum ne recomandă ceva, dar să știți că omul este realmente un personaj, iar faptul că el își cheie mandatul, nu știu dacă știți, undeva 21-22 decembrie este solstițiul, este cea mai lungă noapte, sigur, ar fi un motiv de fericire pentru Crin Antonescu ăsta, dar știți că Crin Antonescu, vorbind foarte, foarte serios, dar atunci, mă rog, o să mă întorc la el și la Palatul Cotroceni, mi-au spus niște surse foarte credibile, că atât cât a stat în palat, s-a pozat nu doar în încăperea, în biroul său, pe care l-a ocupat 40 ceva de zile, ci în diverse dormitoare, căci Palatul Cotroceni are și niște dormitoare. Se poza în dormitoare? Camere cu diferite
culori, camera albastră, camera roz, camera violet și se fotografia acolo. Sigur, până aici nimic, nimic de semnalat. Dar vedeți, dânsul știa de pe atunci că nu o să fie și președinte de adevăratele. Se bucura de fiecare zi ca fiind și ultima. Ori trebuia să ne spună și nouă, băi, știți ceva? Eu oricum nu o să candidez. Oricum cineva mă va retrage, oricum cineva mă dirigează. Fiindcă eu nu știu ce se întâmpla dacă referendumul trecea și dânsul își depunea candidatura, presupun că se retrăgea în ultimul moment. Ceva se întâmpla ca să câștige Elena Udrea, mă gândesc, și la această variantă. Ori, vedeți, pentru domnul Băsescu, acea ultimă zi e și cea mai scurtă. Și se intră într-o noapte foarte lungă și de-a doua zi, ziua se mărește. Din toate punctele de vedere, ziua pe bune, începând cu 23-24 decembrie, se va mări, va fi un nou conducător al României și eu cred că vor veni zorii, cum se spune, unei epoci noi. Eu să știți că am un... nu m-ați întrebat, domnule Mihai, de ce slogan am de campanie și ați întrebat pe ceilalți doi invitații. Slogan de campanie nu i-am întrebat. Dar, mă rog, în cazul dumneavoastră mă interesează foarte mult sloganul. Am un slogan care preia refrenul titlului unui cântec care face ravage pe internet. Titlul se cheamă Adio Traian Băsescu, vine Dan Diaconescu. Mi s-a părut foarte, foarte interesant, fiindcă e momentul să punctăm. E adevărat că românii n-ar trebui să voteze împotriva cuiva, ci ar trebui să voteze pentru cineva. Din păcate, de 25 de ani românii tot votează împotriva unui candidat. De data asta, candidatul nu mai e pe buletinul de vote, nu mai e Traian Băsescu, dar este Elena Udrea în locul său. Știți că în multe țări, și din păcate în România va fi nevoie în curând să introducem și fotografii file candidaților pe buletine de vot, în țările unde este mult analfabetism. Din păcate, după 25 de ani de domnia Ciocoilor, avem foarte mulți analfabeti, sute de mii de oameni care nu vor ști să citească ce pe buletin. Și mă gândeam că dacă astăzi ar fi regula cu fotografii pe buletine de vot, cred că la Elena Udrea ar trebui pusă, ei, stafful lor, ar fi ales să pună poza lui Traian Băsescu pe buletinul de vot. Și la domnul Iohannis ce respectiv. Poză s-ar pune? Of, la domnul Iohannis am atât de multe să vă povestesc. Apropo de regia pe care eu vreau să fac facultatea și de filme pe care vreau să dorm, eu l-aș fi pus pe domnul Iohannis într-un rol, într-un film mut, fiindcă dânsul acolo ar fi foarte potrivit. Se poartă acum filmele din nou alb-negru, filmele mute, și acolo Klaus Iohannis este foarte, deci are niște trăsături într-adevăr proeminente. Îl vezi, închipuiți-vă-l pe Klaus Iohannis îmbrăcat într-o uniformă de nazist, Doamne ferește. Doamne ferește. Doamne ferește. Dar închipuiți-vă-l pe Klaus Iohannis în rolul ăsta de baby broker în care chiar a jucat, în care parcă îl văd mergând din casă în casă, ai un copil de vânzare, dă-mi-l mie, că cât cer pe el, atât, îți dau jumate, ultimul preț, am plecat, dacă nu îl dai pe banii ăștia, este... Doamna este... Udrea, în ce rol a zis tribuie? Doamna Udrea, mă rog, ar putea fi o divă la Hollywood, vorbim foarte serios, dacă ar fi trăit acolo. Și m-ați întrebat ce destin văd eu la Traian Băsescu. Eu am un vis... mărturisesc că cele 4 zile aproape de pușcărie m-au marcat într-un fel. Visez uneori noaptea, deși nu e bine ca președinte viitor să spui asemenea lucruri, visez uneori noaptea că le liberez din cerula lui pe Gigi Becali. Este un, mă rog, o dorință de-a mea. Mi se pare mie că stă acolo prea de mult și prea pe nedrept. Și, sigur, dacă tot se liberează locul respectiv, l-aș băga pe Traian Băsescu în dărăt. Dar... nu poți să faci asta ca președinte, nici nu poți să spui asta la televizor, nu sunt prerogativele președinte. Eu vorbesc de vise, de dorințe. Am urmărit cu atenție de la începutul emisiunii și privindu-vă pantofii foarte spectaculoși, mi-am adus aminte că sunteți foarte bogat. Ce pantofi purtați? Nu știu, sunt niște pantofi destul de normali. I-am cumpărat de mult, așa. Înainte să-mi închidă domnul Ponta cele 4 firme pe care le aveam în România și înainte să dispară cele 300 și ceva de locuri de muncă pe care le-am. Da, erau vremuri în care nu m-aș fi gândit niciodată, domnule Gâdea, să plec din televiziune. Aveam salariu, meseria noastră, a mea și a dumneavoastră, este cea mai frumoasă din lume. Aveam salarii, eu aveam un salariu fabulos, presupun că al dumneavoastră este de 2 ori mai mare decât al meu. În momentul în care mă întrebați de pantofii mei, știu bine câți bani am dat pe ei. Sunt sigur că pantofii dumneavoastră au costat de 2 ori mai mult. Nu, aveți clar venitul mult mai mare. Pantofii mei sunt al lui Mircea Badea, portat dar în orice caz, vreau să le spun ceva telespectatorilor. Un lucru foarte, foarte important. Eu acum 25 de ani, suntem în anul 1989, având 2 frați deja la facultate, noi suntem 3 băieți la părinți, părinții mei fiind totuși un ofițer de armată și o doamnă care lucra într-o bancă agricolă,
contabilă, nu aveau suficient de mulți bani să ne țină pe toți trei deodată în facultate. Și atunci eu a trebuit să mă angajez undeva. Și m-am angajat într-o fabrică. Știi ce făceam acolo pentru 1800 de lei? Mă costa cartela plus cazarea vreo 1600 de lei pe lună în regie. Și atunci împingeam o roabă cu pietriș, așa cum o vedeți, împingeam o roabă 8 ore pe zi, vreo 500 de metri într-o hală, într-o fabrică bucureșteană, unde m-am angajat cu ceva pile, cunoștințe și relații, nu prea puteai să intri în București, cu greu te angajai. Ei, și am tot împins la roaba aia, până când eu visam foarte mult să mă fac ziarist. Mă uitam la Ceaușescu, la congresele sare, la televizor, citeam toate publicațiile vremurilor când aveai ce să citești altceva și mă gândeam de ce Ceaușescu nu acceptă un talk show ca acesta din această seară. De ce Ceaușescu nu apare la televizor? Avea, sigur, televiziunea lui, erau atâția ziariști chiar foarte buni. Și mă gândesc că Ceaușescu ar fi făcut foarte bine dacă ar fi apărut, iar dacă Ceaușescu făcea ceea ce au făcut Ion Iliescu și cei din FSN, Traian Băsescu și toți ceilalți, cred că Ceaușescu, prin familia sa, era și astăzi la putere. Ce cred eu că trebuia să facă Ceaușescu și ce au făcut cei care l-au omorât? Ceaușescu trebuia să-și facă 3-4 partide, un fel de UDMR să-l pună pe Ghiuri Faze, ca și era atunci, un fel de PDL să-l pună pe Nicu Ceaușescu, un fel de PNL pe Valentin, că era mai liberal, și un fel de PSD de astăzi, mă rog, pe CR-ul lui, unde să fi rămas el Nicolae. Și apăreau la niște emisiuni și se certau între ei, seara plecau să bea împreună și să facă tot felul de lucruri, că mai făceau și ei diverse matrapazlăcuri. Poporul era prostit și zicea poporul, uau, ce democrație! Și 4 ani era la putere Nicu Ceaușescu, 4 ani Valentin. 4 ani mai venea Ghiuri Faze ca să facă niște coaliții majoritare și poporul zicea, vai, ce oameni buni! Păi gândiți-vă, domnule Gâdea... Ce s-ar fi întâmplat cu dumneavoastră dacă rămânea Ceaușescu... Am visat tot timpul, domnule Gâdea, vă fac o mărturisire, să puneți, a spus pe ecran în premieră sau exclusivitate, ori senzațional. Exclusiv, șocant, senzațional. Nu. Să vă spun ceva foarte important. Visam, eram, de acum împingeam roaba și luasem la facultate. Dar visam să mă fac ziarist, ori ca să mă fac ziarist, trebuia să fac Ștefan Gheorghiu. Și nu știam cum să devin membru de partid, mă gândeam cum să dau o șpagă, n-am mai apucat că a venit revoluția, să mă fac membru de partid ca să pot intra la Ștefan Gheorghiu. De ce făceam toate astea? Visam, dacă puteam, vă dați seama cu cine vorbiți acum, că visam să iau un interviu lui Nicolae Ceaușescu. Visam să fac, dacă s-ar putea, emisiuni de televiziune de pe atunci. Și șansa mi-a dat, repet, viața mi-a dat oarecare șansă, într-o zi, să fac și această destinuire. Într-o zi, lucram, deja aveam carte de muncă 90, aveam un salariu foarte bun și colegii mei nu au venit la serviciu. Colegii mei, oameni importanți, Ralu Filip, Dumnezeu să-l ierte, Marius Tucă și așa mai departe. Și Horia Alexandrescu, șeful meu de atunci, a zis, bă, care esteți, mă, la secția investigații? Și am zis, șeful sunt eu. Era o zi de sâmbătă, nu se lucra. Și asta vreau să spun, de fapt, tinerilor. Să aibă un vis, să aibă un crez, o opinie, să țină la ea ca niște nebuni și să, mă rog, că m-am emoționat acum, m-am auzit aminte, și să-și urmeze acest ideal. În ce sens vă spun? Eu, fiind singur aproape la serviciu atunci, în ziua de sâmbătă... De ce v-ați emoționat, domnul Diaconescu? Fiindcă mi-am adus aminte de, mă rog, viața grea pe care eu am dus-o, mi-ați adus aminte de pantofi și, în fine, viața foarte bună de astăzi. Eu vreau să spun ceva telespectatorilor. Toți cei 14 candidați, sigur, vor avea aturi, mă uit în sondaje, unii sunt preferați din anumite motive sau altele. Însă am vaga senzație că ceilalți 13 sunt fie în goană după glorie, fie în goană după bani. Vă mărturisesc că eu nu am nevoie nici de glorie și de bani, fiindcă le-am deja pe amândouă. Și m-a învățat un om care înaintea mea era rege la audiențe, Florin Călinescu, atunci când el și-a încheiat contractul, eu l-am ofertat pe Florin Călinescu și am zis, Florine, vino la mine la OTV, vino. Și zice, nu vin, mă, cum să vin la tine la OTV? Zic, vino că îți dau bani mulți și o să te îmbogățești. Și Florin mi-a zis, sunt deja bogat, nu te poți îmbogăți de două ori. Și atunci m-am uitat și eu în contul meu, într-adevăr, și mi-am dat și eu seama că sunt un om bogat. Dar până atunci, domnule Gâdea, nu mă interesaseră banii. Mă interesa ca în fiecare seară să fiu locul întâi la audiență. Atunci un tânăr jurnalist, Mihai Gâdea, și vreau să-l înving în fiecare seară la rating și mă gândeam tot timpul cum să fiu numărul 1. N-aveam timp să cheltui banii, n-aveam timp să merg nicăieri și în sâmbăta în care eu am venit ca un nebun la serviciu, Horia Alexandrescu a zis, du-te că e unul Dan Voiculescu despre care se spune. Și așa am ajuns să-l cunosc pe Voiculescu, așa am ajuns să fac televiziune cumva cu el, ceea ce, mă rog, atunci nu se chema încă Antena sau ziarul Jurnalul Național, dar vreau să vă zic că am avut o șansă și, că aici vreau să ajung să închid paranteza, ani mai târziu, adică prin 2000 și ceva, urmăream mereu mica publicitate. Mă întrebau de multe ori invitații în emisiunile mele care țineau 10-11 ore, ce tot te uiți prin ziare? Veneau ziarele pe la 2-3 noaptea și eu, până se termina emisiunea, erau foarte, foarte, foarte buni și vorbeau și eu mă mai trăgeam cu cadoucului pe la mica publicitate. Până am găsit un anunț. Ciocoi închiseseră și fabrica mea între timp, vânduseră prin Bercea și prin alții la fier vechi totul și fabrica mea era de acum de vânzare. Și am văzut ce bani mai aveam, apropo de cazul Olchim, și am cumpărat fabrica, domnul Gâdea, în care eu împinsesem roaba, fiindcă
că ăsta era un alt vis de-al meu. Am spus, domnule, sunt regele audienței, am cei mai mulți bani, am cea mai frumoasă familie, am cea mai frumoasă casă, mașină, etc. Haideți să fac ceva și în sensul ăsta. Și mi-am cumpărat fabrica aia, am cumpărat-o și am căutat locul unde împingeam eu roaba, că a fost greu să-l găsesc într-o fabrică, mă rog, devastată. Și acolo unde eu răsturnam roaba, mi-am pus studioul în care și astăzi prezint emisiunea. Ori eu vreau prin povestea asta de succes, cum se zice, mă rog, un tânăr model românesc, să dau un exemplu celor care nu prea care mai foarte multe greșeli, foarte multe, foarte care multe. Cea mai mare? Cea mai mare greșeală a mea este că nu am candidat în 2009 la alegerile prezidențiale. Regret și acum îmi făceam un promo pentru o emisiune de-a mea în care spuneam mai sunt 10 zile, mai sunt 9 zile și Dede va face un anunț important pentru țară. Și mă sunau mulți ciocoi sau mega ciocoi sau ciocoi second hand și spuneau Dane, Nea Dane, hai cum te rog, nu candida. Cum sunt ăștia ciocoi second hand? Ciocoi second hand sunt niște oameni care încearcă să-i copieze pe mega ciocoi. Eu îi întrebam de multe ori pe bandiții ăștia din politică. Domnule, eu știu că ai furat $1.000.000 or $2 de dolari era atunci. Cei nu spuneau nimic, lăsau să înțeleagă că așa este. Și ați văzut în cazurile Microsoft, dacă pentru niște amărâte de softuri, ei luau 20 de milioane de dolari, vă dați seama ce a făcut în celelalte privințe. Și eu spuneam, pentru ce, că am văzut, am tras cu coada oclui și la monitor, mă uit la domnul Gâde acum insistent, încerc să-l captivez și sunt sigur că dacă îl captivez pe dânsul, îi captivez și pe trăsătorii de acasă și sunt sigur că domnul Gâde îmi va purta noroc și sunt sigur că voi intra în finală și o voi câștiga. Și sunt sigur că peste 5 ani, peste 5 ani vreau să mă întorc la iaht, că e ceva foarte important legat de iaht. Peste 5 ani eu aș vrea, în urma acestor 100 de puncte, că mi le-am pregătit și eu aici, dar domnul Gâdea nu m-a lăsat să vi le povestesc, să vi le explic. Sunt 100 de măsuri care ar putea salva România în primele 100 de zile de după luarea puterii, printr-o revoluție a votului, cum o intitulez eu. E bine, după aceste măsuri, eu sper ca românii din România să aibă salarii măcar ca polonezii din Polonia. Am fost, domnule Gâdea, în Polonia recent și ghidul meu, gazda mea poloneză, îmi lăuda țara lui, care o țară frumoasă. Eu îi spuneam, ba, a mea e mai frumoasă, că el are nu știu ce lucru și îi spuneam, vezi de treabă, aveți o țară, vai de capul vostru. Și ajungând în centrul Varșoviei, în fața guvernului din Varșovia, niște demonstranți hotărâți să dea cu pietre, cu sticle incendiare în clădirea guvernului. Și zic, uite mă, mi-ai lăudat țara ta, vai de capul tău cu Polonia ta, sunteți vai și amari. Și zice, domnul diaconul spunea ta, nu știți despre ce e aici. Ce e aici? Ăștia sunt mineri care au 2300 de euro pe lună și acum vor 2500. Mi-a explicat el. Și poporul polonez care câștigă 1700 sau 1500 de euro nu prea îngăduiește această mișcare de protest. Și eu atunci asta era cu câțiva ani. Și m-am întrebat, de ce minerii din România sunt șomeri, toate minele sunt închise, n-au nici măcar 200 de euro pe lună și ăștia din Polonia au 2000 ceva. Știți de ce? Că noi importăm cărbune din Polonia la suprapreț și ciocoii probabil că fură foarte mult parandărăt. Dar eu știți ceva, de fapt ce vreau să vă transmit și publicul nostru, că peste 5 ani, dacă eu voi ieși președinte în noiembrie, peste 5 ani vreau ca lumea să iasă în stradă și să zică, băi, Dane, jos Diaconescu, jos PPDD-ul, jos frate, fiindcă ne-ai promis că ne dai 2000 de euro pe lună și ne dai doar 1800 de euro pe lună salariu mediu pe economie. Eu așa vreau să plec din incursiunea asta mea politică și apoi o să vin tot în acest studio, desigur, dacă mă mai primiți, dacă mă invitați, și să zic, da, vreau să transmit poporului de afară care demonstrează și care zice, jos Diaconescu, că n-am putut să vă dau 2000 de euro pe lună și vă dau doar 1800 și vă rog de acum să-l votați pe Mihai Gâdea să vă dea el 2300, 2500 dacă se poate. Dragi prieteni, vreau să vă prezint, cred, cel mai bun lucru pe care l-a făcut Dan Diaconescu în viața sa, pe superba sa fetiță, Dona. Este bună o premieră seara totală de televiziune. Îți mulțumesc foarte mult că ai venit. E exclusivitate, e minunat pentru mine că ai venit în emisiunea asta și foarte, foarte frumoasă. Unde ai vrea să stai? Vrea să stai lângă tata sau vrea să stai lângă mine? Lângă tata. Lângă tata. Este o premieră totală, încerc de mulți ani să o conving să apară la televizor și nu durește. Dar acum am... Cum te-a convins tata să vii la emisiunea asta? M-a rugat. Te-a rugat. Da. Și ai cedat insistențelor. Spune-ne ceva despre tine, deci te cheamă Dona și câți ani ai? 9 ani. 9 ani. Ești în clasa? A treia. A treia. Ți-am spus mai devreme, înainte de emisiune, că am o fetiță care e un pic mai mare ca tine, are 12 ani. Te-ai gândit vreodată ce vrei să te faci când o să fii mare? Nu. N-ai vrea totuși să faci un canal? Am auzit că vrea să faci un canal cu pisici, un canal TV. Am înțeles că îți plac foarte mult pisicile, e adevărat? Da, da. Ai o pisică? Am mai multe. Cam câte? 11. 11 pisicuțe. Senzațional. 11 pisicuțe? Deci 11 pisicuțe? Toate la voi acasă? Da. Păi și de unde le-ai adus 11 pisicuțe? De pe stradă. De pe stradă le-ai adunat? Asta e cu adevărat interesant și au venit la voi și de acolo n-au mai plecat? Nu. Păi ce le-ai spus n-au plecat?
tu vă mișcă? Le-am dat mâncare. Și a fost suficient cu mâncare? Da. Când l-am mai dat mâncare unor pisicuțe și au plecat. Deci tu l-ai dat mâncare, ai avut grijă și atât? Da. Da, câine ai? Un singur câine. Un singur câine. Păi și cum face el față la 11 pisici? E foarte bătrână și bolnavă. E o cățelușă? Da, da. Pe ea cum o cheamă? O cheamă Cookie. Cookie. Și pe pisicuțe cum le cheamă? Denis, Mitică, Zara, Mia, Ica, Prințesica, Negrul, Emir, Nur, Dina și Suflețel. Wow! Tu le-ai pus toate numele astea? Da. Și cum ți-au venit, de exemplu, cum ai pus numele... ai pus unui pisic Mitică? Da. Cum ți-a venit Mitică? Am auzit la un câine, Mitică, striga Mitică și am pus și eu nume pisoiului Mitică. Și negruța înseamnă că e foarte neagră? Negrul. Negrul? Da. E negru? Da, da. Și care e preferata ta? Mia. Mia. Dar de ce e preferata ta? Pentru că este foarte blănoasă și... se joacă cu mine. Și cum ți-ai dat seama că ai această pasiune pentru animale, pentru pisici? Ți-aduce aminte? De când a venit Mitică. De când a venit Mitică? De când l-ai găsit pe Mitică? Da. Și unde l-ai găsit pe Mitică? L-am găsit pe Mitică în curte. În curte? Da. Ce părere ai de faptul că tata vrea să fie președintele României? Păi, tata e un om bun, vrea să facă fapte bune și de aceea s-a gândit el că vrea să ajungă președinte. Tu ce părere ai de chestia asta? Sincer, te uiți la mine, nu la tata, că acum tata, senzațional, se uită și el în monitor. Uită-te la mine. Tu crezi că e bine să fii președinte? Da, dacă el își dorește, da. Deci îi faci cumva un favor, dacă el își dorește. Dar dacă te-ai duce la Cotroceni și tu acolo ai avea mai mult spațiu pentru pisici? Nu? Te-ai gândit la varianta asta? Ar fi un mare avantaj. Am auzit că tu ai note foarte bune la școală, adevărat? Da, la pisici prezidențiale. Exact. E adevărat că tu ai note foarte bune la școală, așa am auzit. Da. Îți place școala? Da. Ce îți place cel mai mult la școală? Îmi place limba română, foarte tare. Mai îmi place și ora de desen. Tata te ajută vreodată la lecții? Nu. Nu. Te-ai uitat la tata la televizor? Sau la ora aia tu dori de mult? Uneori mă mai uit. Uneori te mai uiți. Și îți place mai mult de tata la televizor sau în realitate? În realitate. În realitate. Spune-ne ceva despre tata ce nu știe nimeni, dar mă rog, aici să fii atentă totuși. Ceva ce nu știe nimeni, așa care ar fi un lucru pe care oamenii nu-l știu despre tata. E o întrebare mai grea asta? Adică ce-i place să facă lui tata mai exact, ca să te ajut un pic? Ce face el pe acasă? Vorbește la telefon. E și asta un hobby. Vorbește la telefon. Tot timpul vorbește la telefon? Mai mereu. Da. În seara asta o să le facem o surpriză celor de acasă. Eu, auzind despre tine că tu știi să cânți la pian, ți-am adus un pian în studio și eu am înțeles că tu ai câștigat niște concursuri la pian, așa e? Da. Ce concurs ai câștigat? Un singur concurs care a fost la școală, la noi. Foarte tare. Un concurs a fost, pe ăla l-ai câștigat. Da. Poate că o să vină și altele și o să câștigi și altele. De câți ani, de cât timp faci pian? Cam de 3 ani. Ți-a zis mama, ți-a zis tata, cum te-ai hotărât tu să te apuci de pian? M-am hotărât. Mi-a spus o vecină că am ureche muzicală și ar fi bine să mă apuc de un instrument muzical, adică de pian. Ai o vecină destul de interesantă, aș zice. Ea se pricepe la muzică? Nu. Nu. Dar uite că s-a priceput la faptul că tu ai ureche muzicală. Hai să mergem la pian. Ești de acord? Hai. Da? Vrei să mergi și o dată cu tine? Te duci doar cu domnul Mihai, Aici e pian. L-am mutat aici. Nu e chiar așa un pian cum cred. Tu ai un pian acasă? E pian sau pianină ce ai tu acasă? E cu o coadă lungă așa? Nu. Nu, e scurt. Bun. Ce o să ne interpretezi în seara asta? O să vă interpretez Intrarea gladiatorilor. Wow! Intrarea gladiatorilor. Bine, noi tot să ascultăm cu foarte multă atenție și vom fi foarte, foarte interesați să ascultăm interpretarea ta.
Bravo. Bravo, bravo, bravo. Sunt foarte impresionant de tine. E o melodie foarte grea asta. Da, chiar o melodie grea. Da, nu e grea? A venit când eu trăiam în exil la Roma, în hotelul în care locuiam, era un pian, un pian cu coadă mare, chiar în recepția hotelului. Povestesc eu sau povestești tu? Povestești tu. Și a venit și bine, sigur, ne-am bucurat, am luat-o în brațe și până să ajungem noi la etaj unde aveam eu camera și unde urma și să se mute și ea pentru acel weekend, i-a zis, doamna, uite ce pian frumos, mai frumos decât cel de acasă. Și ea a început să cânte, ai cântat Fiorelize sau ce? Da. Ceva de genul și a cântat acolo așa de bine, fără note, fără nimic, încât toată recepția erau pe acolo, diversi, vă dați seama, turiști, diversi localnici au aplaudat, a fost primul ei concert, să spunem așa, organizat ad hoc în străinătate. Are multe trofee acasă, de ce îi zici doar de un concurs? Nu, dar nu e un concurs, e un concert la care îți primești trofeul pentru... A, pentru participare? Da. Am înțeles. Tata nu prea vine la concertele astea din cât îmi dau seama? Ba da, vine. Dar probabil că tata crede că un concert uneori e și un concurs. Prea emoționat când vine să te asculte pe tine. Ce muzică asculți tu? Asculți muzică acasă? Nu. Nu asculți muzică. Te uiți la televizor? Da. Ai o emisiune preferată? Te uiți mai mult la desene sau... Te uiți așa când e televizorul deschis? Da. Da. Îți mulțumesc foarte mult pentru faptul că ai acceptat invitația mea în premieră, în exclusivitate. Dacă m-a rugat tata. Ai făcut-o pentru tata, nu? Trebuie să-i mulțumim și învățătoarei Donei, care a pus o vorbă bună astăzi. Eu n-am reușit să o convin pe Dona dimineața când am dus-o la școală și când am ieșit din clasă, intra învățătoarea și zic, Doamna învățătoare, vă rog frumos, convingeți-o dumneavoastră, trebuie de seară neapărat să mă luam Mihai Gâdea, trebuie, n-am cum, i-am promis omului că vin cu măcar o parte din familie. Și învățătoarea zice, lasă, că rezolv eu, domnul Diaconescu. Și a venit Dona acasă. A vorbit cu mine și m-a convins. Și ce ți-a zis, Doamna învățătoare? Mi-a spus să mă duc pentru că și ea mă va urmări. Și... A, deci doamna învățătoare te urmărește acum. Da, da. Și pe noi ne urmăresc alții, mă rog, nu sunt învățătoare. Mai spune ce ți-a plăcut cel mai tare, cu ce te-a tentat? Ce? Faptul că nu te duci mine la școală. Nu ți-a plăcut asta, nu? Nu te-a tentat. Mă rog, așa mi-a spus sursele mele că a fost foarte bucuroasă. Aveți surse și la școală, când a aflat că, nu, că mâine nu mai trebuie să meargă la școală. Te duci mine la școală? Nu mă duc. Te duc mâine dimineață? Nu. Doamna, câte pisici vrei tu să ai în total, așa? Care e visul tău de număr de pisici? Nu, sunt destule câte am acum. Sunt destule. Da. Îi povestim domnului Mihai ce am pățit cu pisica care era să fie zidită, precum... Care a fost zidită. Care a fost zidită, precum vădă meșterului Manuel. Așa este o întâmplare extraordinară, putea să se sfârșească rău. Deci aveam niște... Povestești tu? Ea este o povestitoare mai bună decât mine. Ea mă roagă seara să-i spun o poveste să adormă ea și îmi spune de multe ori mie ea o poveste și și adormi eu dacă n-aș avea emisiune. Vin dimineața acasă și Bila, da? Putem da, să da, spunem? Da. Bila este bunica. Bunica mea și a auzit-o pisică miurlăind. Da. Și a descoperit că Zara nu era în casă și nu era nici afară și a strigat-o și n-a. Și nu știam, oameni buni, de unde vine miurlăitul, da? Și am început să ne învârtim prin curte, să căutăm. Vă dați seama, erau zorii zilele respective și am aflat că miurlăitul venea dintr-un zid al casei. Deci muncitorii o acoperiseră un fel de gaură, mă rog, care era într-un perete lateral al casei și mi-am dat seama că acolo înăuntru este pisica respectivă. Vă dați seama că m-am gândit ce se va întâmpla. Doamne ferește să nu pățească pisica ceva. Dona se va întrista. Odată Mitica a fugit de acasă și a trebuit să fac un apel disperat către telespectatori cu poza lui Mitica și mulțumită telesaturilor, nu? L-am găsit pe Mitica. S-a venit Mitica. A venit Mitica singură acasă. Dar a văzut, s-a uitat Mitica la televizor? După două săptămâni, da. Presupun, da. S-a uitat, a văzut, domnule, mă caută, mă întorc. Și atunci am început, zic, cum, e clar că vine miaunatul din perete. Cum să fac cu mânuțele astea două atât de firave? Și am căutat, nu, ce am găsit? O șurubelniță, un ciocan. Și am început să dau în perete. Într-un final a venit un om care mă mai ajută la treburile casei. Și, dar eu reușisem să creez un orificiu prin care pisoiul să poată respira. Am fost foarte fericit, fiindcă altfel mă gândeam, eu vreau să salvez o Românie întreagă și nu sunt stare să salvez o pisică. O să vină paparații pe stradă, o să filmeze toată lumea în direct, o să ajung la, de rușine la Antena 3 că n-am salvat pisica respectivă. Și într-un final totul s-a terminat cu happy end, nu? Ca în poveștile noastre cu generalul Denis, fiindcă Denis este un general în poveștile noastre. Pisica și pisica Dina, i-a spus domnului Gâdea, pisica mică, Dina? Da. Dânsa face o cantină pisicească la noi în curte, în sensul că toate pisicile tuturor vecinilor vin și iau masa la ce oră? Păi
la ore exactă, vin când le e foame. Și tu le pui de mâncare acolo tot timpul. Asta este explicația de ce vin atât de multe pisici la noi. Doamna, să-i spui tatălui tău dacă va ajunge președintele României să facă așa cum există în acest birou, adevăratul birou al președintelui. Uite, vezi acolo în spate, e o scenă istorică, dar sper ca tata să facă așa cum este și la noi, la comanda mea, uite, eu fiind aici gazdă în acest birou al președintelui, zic așa, să dispară carpeta și să apară Mircea Badea. Ia să vedem. Se întâmplă? Uite că a apărut. Da. Perfect. Bună seara, domnul Badea. Bună seara. Odată, cred că domnul Diaconescu ți-a anunțat că vreți să-l puneți ceva pe domnul Badea. Nu mai țin minte, ministru? Știu, mai țineți minte ce... M-ați întrebat și mai devreme pe cine aș vrea prim-ministru. E clar că aș vrea și eu ziarist. Dacă pe Turcescu. Putea. Da. Am înțeles că e un ziarist de succes. E ofițer, nu mai are voie. Domnul Badea, vă rog. Deci, Mihai Răzvan Ungureanu nu mai candidează, nu? Nu. Că am tot spus în emisiunea asta că ar fi păcat, nu mai știam cine mai candidează, cine mai candidează și am zis, nu, e foarte păcat, cei doi intelectuali autentici ai României, Mihai Răzvan Ungureanu și Dan Diaconescu, să nu candideze. Măcar bine că, mă rog, candidează unul dintre ei, ceea ce iată-mă măcar pe jumătate fericit. Dar domnul Ponta joacă basket, nu? Doamna Udrea, am văzut că aleargă sau ceva, că se tot pune pe Facebook, noastră, adică Iohannis face fizică, nu știu dacă educație fizică, sau dar oricum avea legătură cu fizicul, fizica, în sfârșit. Noastră, faceți un sport? De mult nu mai fac niciun sport. Am făcut badminton în tinerețea mea, am jucat șah și puțin tenis de câmp și puțin tenis de masă. Dar n-am mai apucat să fac niciun fel de sport, fiind tot timpul în direct, fiind tot timpul în emisiuni, trebuie să mă las. Bine, dumneavoastră arătați bine la corp, nu e... De-aia și am și ajuns cocoșat și slăbănog. Da, chiar vreau să vă întreb, aminoacizii luați înainte sau după antrenament? Dar asta ar fi fost în cazul în care făceați un sport. Simțiți, domnul Badea, pare avea o ironie. Cum răspundeți? Nu simt nicio ironie și îl apreciez foarte mult. Cred că vă invidiază pentru fizicul pe care l-aveți. Domnul Badea? Bun, acum pot să fiu invidios. Invidia este o însușire, mă rog, o manifestare urâtă pentru caracterele alese, printre care cred că ne numărăm toți cei aflați în studio. Vroiam să vă întreb totuși, să facem un test de memorie. Putem? Da. Vreau să văd dacă țin eu bine minte. Dumneavoastră, vă pot exprima extrem de atent, pentru că e un copil în studio și un copil absolut deosebit. Am văzut. Felicitări. Mulțumesc la fel și al dumneavoastră să mă crească. Deci, țin eu minte bine că a existat o perioadă în care dumneavoastră, și acum mi-aleg cu grijă cuvinte, îl apreciați public, zilnic, practic, îl apreciați public pe domnul Traian Băsescu. Nu, haideți să răspund. Foarte bună întrebarea. Mulțumesc. Eu îl invitam în emisiune pe Traian Băsescu și el venea. Este adevărat că venea destul de des, dar nu zilnic, venea probabil la câteva luni sau la o lună distanță, dar cred că întrebarea lui Mircea Badea pleacă de la finala prezidențială sau de la ziua de dinainte de finală, atunci când, atenție, când el a venit Băsescu la emisiune vineri, iar Joana nu a vrut să vină. Joana spunând că el nu stă pe scaunul citesc aproximativ al logică, că el se duce la emisiunea BBC-ului și am spus, domnul Joana, dar nu e bine, nu mă las singur cu omul ăsta, eu vreau o emisiune în care ei să se certe, dacă s-ar putea să fi luat și la bătaie. Știți că există și un banc, nu? Cu asemenea, știți bancul? Nu. Tot timpul bancul se adaptează cu candidații care, să zicem că într-un avion pilotează Dan Diaconescu și înăuntru, mă rog, sunt trei pasageri. Călin Popescu Tăricianu, Claus Iohannis și Victor Ponta. Și Tăricianu, care e cel mai bogat dintre ei, aruncă 100 de euro pe fereastră și ceilalți întreabă, de ce ai aruncat Căline banii? Ce? Să fac un român fericit. Apoi Iohannis, care are mai mulți bani de la traficul de copii, aruncă 200. I-a întrebat, ce? Să fac doi români fericiți. Apoi Ponta, care, mă rog, e premier și are mijloace mai mari, aruncă 300 de euro. Și ceilalți întreabă, deci, păi ca să fac trei români fericiți. Și Dan Diaconescu se întoarce către ei și spune, n-ați putea să vă aruncați toți ca să faceți
vezi un popor întreg fericit, un popor întreg de români să devină în felul ăsta mai fericit. Dar, repet, eu l-am invitat pe Băsescu, așa cum invitam și pe reprezentanții PSD-ului sau altă partidă atunci. Cum da, a nu mă refer la asta. Băsescu, da. Nu le interziceam, serios. Da, să nu mă refer la prezența lui Băsescu în emisiune atunci. Aici e limpede, adică sunt absolut convins că Joan a refuzat pentru că, mă rog, nu știu, poate îi se părea că nu e de statut sau, nu știu, în sfârșit, scaunul respectiv, dar nu la asta mă refeream. Eu m-am uitat și eu, sigur, nu știu dacă foarte mult, dar suficient încât să văd niște considerațiuni ale dumneavoastră. Nu faptul că l-ați invitat pe Băsescu în emisiune și el a venit. Noi l-am mai invitat și n-a venit. Adică la noi nu vine. Poate singura șansă să-l avem pe Băsescu într-o emisiune ca să-i putem pune niște întrebări este să o invităm pe doamna Udrea la emisiunea despre președinție. Poate vine cu Cocoș, dar poate vine cu Băsescu. Poți să știi? Atunci, dacă vine cu Băsescu, o să avem și noi prilejul. Noi n-am avut prilejul, cum ați avut dumneavoastră, asta să stați de vorbă cu el în ultimii ani. Repet, eu având o emisiune de televiziune, sigur că vroiam tot timpul în emisiune să l-am pe președinte, pe premier, pe liderii opoziției, pe miniștri. Acum eu invitam Mă referam la considerațiunea noastră. El, Băsescu, s-a folosit foarte bine de televiziune, de la grupurile de umor unde se ducea invitat, până la tot felul de, mă rog, șuiete sau emisiuni distractive. A știut el foarte bine să folosească televiziunea, iar adversarii săi nu au folosit-o cum a trebuit. Asta e opinia mea. Acum, l-am acuzat pe mine. Eu sunt singurul care am enunțat public dintre ăștia 14 candidați, sunt singurul care am spus: domne, vreau o alianță anti-Băsescu. Am spus, sunt singurul care vreau să-l bag la pușcărie pe Băsescu, deși e ilegal ce afirm. Sunt singurul care am fost arestat de Băsescu, cel puțin asta e opinia mea. Poate s-ar putea să mă înșel, dar nu cred. Apoi, ce argumente să vă mai dau? Sunt singurul care, zic eu, mă jur că nu l-aș pune premier dacă aș fi președinte. Sigur că și alții spun asta, dar nu prea am încredere în ei, domnul Mircea Badea. Dacă dumneavoastră, eu l-am întrebat pe colegul nostru, care e mult mai inteligent decât noi, și domnul Mihai Gâdea nu a putut să-mi răspundă de ce totuși domnul Ponta a acceptat să pună un procuror al domnului Băsescu, de ce s-a dus să semneze pactul de coabitare acasă la Băsescu. Eu am niște bănuieli, poate știți dumneavoastră de ce s-a dus domnul Ponta, nu? Liderul actual, să zicem așa, al guvernului. Eu considerațiuni despre domnul Ponta am tot făcut, chiar și cu atât mai mult despre temele astea pe care le-ați menționat, atunci când le-a făcut domnul Ponta. Pe mine mă interesa acum perioada dumneavoastră de activism băsist, așa cum am perceput-o eu. Poate n-am perceput-o corect, dar eu așa am perceput-o. Da. Că mi-aduc aminte și uite, ca să vedeți că m-am uitat, vă invoc de acum niște ani, vreo 5, o secvență absolut fabuloasă. Un alt candidat la președinție, Corneliu Valdor, a invitat la dumneavoastră pe vremea când mai ați televiziune. Și la 3:30 dimineața. Deci erați absolut distrus de oboseală. Deci distrus. Erați așa, catatonic, așa și, mamă, să se termine emisiunea la un moment dat. Și Vadim n-avea nicio treabă. Cu tare, zicea, făcea, dregea. Și la un moment dat face o pauză să-și tragă sufletul. Și ați sesizat oportunitatea. Acum e momentul să renunț la revedere. Și a zis, da, să ziceți, și Vadim a scos pe masă un compendiu. Deci ceva, o cărțoaie, ceva așa. Pe masă. Și a zis. Și acum? Maxime. Deci erați așa, cadru de doi, și s-a văzut, deci erați statuia disperării, adică nu mi se întâmplă asta. Ba da, chiar se întâmplă. Eu muream de râs, deci muream de râs. Și ați încercat așa, sigur că da, dar știți că e 3:30 și păi nu m-ai invitat să vorbesc 20 de minute, zice Vadim, vreo pure, știi? După care zice, regia, muzica. Și începe, tati-tati-tati-tati-tata-tam, și el. Cum spunea la Rochefoucauld, băi nene, deci era Dan Diaconescu, a zis, prietene, nu cred că supraviețuiesc emisiunii. Vă aduceți aminte de secvență? Da, mi-aduc. Și din relatarea noastră deci, rezi două lucruri, cel puțin. Că deci sunteți un otevist fidel, un otevist convins. Și în al doilea rând, că eu eram o gazdă amabilă cu toată lumea care întrecea pragul, că era Băsescu, că era Vadim. Domnule, dar erați amabil cu Băsescu și când nu era acolo, asta era, adică... Bun. Eu amabil cu Băsescu nu o să fiu nici dacă o să fie aici, să știți. Nu o să fie, că n-are atâta curaj. Vă cred și foarte bine faceți. Dar eu am abordat acest stil televiziunea poporului în care lăsam pe toți să vorbească ceea ce ei credeau că e bine să spună poporului. De multe ori am plătit amenzi. Apropo de Vadim, știți bine că mi-a fost închisă televiziunea odată, mă rog, invocat motivul Vadim, că a vorbit nu știu ce în emisiunea respectivă. Dar, sigur, se pot spune multe. Eu aș face cu domnul Mircea Badea emisiuni de 10-15 ore la rând și tot n-aș epuiza subiectele. Sper că nu v-a deranjat că noi am făcut doar emisiune de două
ore, adică pentru nu, dar nu prelungim, nu putem prelungi măcar încă atât? Nu, nu, cred că domnul Badea și așa, săracul e în niște prelungiri. Nu, dar am și eu de zis aforismele mele, acum vă dați seama. Da, domnul Badea, pe parcursul acestei emisiuni, mă rog, am primit o informație care m-a degringolat. Noi am tot invitat pe domnul Klaus Iohannis. Am așteptat mâine seară, înțeleg că nici mâine seară. Dar nu-l cheamă așa, îl cheamă Klaus Iohannis! Poate ar trebui să povestești tu faza din America. Da, deci înțeleg că nici mâine seară domnul Klaus Iohannis nu vine. Nu-i nimic, schimbăm atunci invitația și zicem așa. Când o să poată domnul Klaus Iohannis, când o să poată, noi îl așteptăm la emisiune, pentru că n-am putea să credem că domnului Klaus Iohannis e frică să vină la emisiune. Adică, suntem niște caz de bune, ați văzut, e a treia seară în biroul președintelui. Nu, dar mai bine îl invitai chiar cu domnul Diaconescu, ca așa putea să tacă Iohannis legitim. Dom'le, n-am apucat, domnule, a vorbit Diaconescu de ne-a rupt, știi? Dar de ce crezi, domnule Diaconescu? Adică crezi că e frică domnul Iohannis? Sau adică ce s-a întâmplat? Poate a spus vreau să ceva nepotrivit în seara asta și în parcurs. Poate are niște aici meditații, prietene, programate. Poate un coleg cameraman panoramează tot întreg studioul, că aici nu aveți prompter, iar domnul Iohannis fără prompter este un om ca și mort. Eu nu înțeleg cum poate să apeleze la prompter. Eu am crezut la început că le-ați niște scuturi anti-glonț, cele două panouri folosite la teribilul meeting. Până urmă mi-au spus anumiți oameni că ăla era un prompter și de pe care dânsul citea. Dar întrebarea este dacă se taie curentul. Că ați văzut uneori, se mai taie curentul. Ce face? Ce va spune în fraza următoare? În fine, primul președinte care ne va conduce după prompter, adică un fel de Andreea Esca la președinție, dar, repet, barem Andreea Esca are un farmec al ei, se mai descurcă și când îi moare prompterul. Nu știu ce va face domnul Iohannis atunci când va conduce România, parcă îl văd în fruntea CSAT-ului și dacă pe prompter îi scrie cineva altceva, nu? Un spion, un ofițer acoperit, s-a terminat cu România. El imediat dă întreaga Transilvanie, o dă Germanie. Bine, Andreea Esca ar avea o problemă dacă se defectă butonul. Zic așa că e un copil de față, nu pot să dau citatul exact. Dacă se defectă butonul, practic da. Da, dar, prietene, apropo de candidații ăștia care vin la președinție. Da, da. Prietene, am o rugăminte la tine. Te rog, te rog. Te rog eu frumos, n-are ce să caute Monica Macovei la Antena 3 niciodată. N-are ce, pe bune. Că n-avem cum să o băgăm în seamă. Iată, suntem în fața acestei situații, senzațional. Domnul Mircea Badea nu este de acord cu prezența doamnei Macovei, senzațional, exclusivitate. N-are ce să caute. Dacă dumneavoastră considerați că ar trebui să vină doamna Macovei, să ne scrieți. Invitați-o dumneavoastră. Dacă... Da, deci ce credeți dumneavoastră? Doamna Macovei ar trebui sau nu invitată în biroul președintelui sau ar putea să fie invitată direct în... În biroul președintelui a mai fost invitată, nu-i problemă. La Antena 3, după părerea mea, n-are ce să caute. Chiar... Biroul președintelui se pare că doar doamna Macovei ne-a spus că ea a făcut DNA-ul, ea e mama DNA-ului, ea e mama justiției din România, mama sistemului care conduce astăzi România. Da, domnul Diaconescu, și mai am rugăminte la dumneavoastră, dacă puteți, eu sper să puteți, pentru că ar fi o bucurie pentru mine. Deci, mi-ar plăcea, dumneavoastră, să luați un procent mai mare decât Udrea. Puteți să faceți asta? Pentru dumneavoastră, evident că o să mă încordez. Asta, vă rog sper să reușesc. În orice caz, mie mi-e frică de altceva, că dacă chiar se va schimba președintele și dacă chiar domnul Băsescu nu va mai fi premier și va păsi ceva, mă rog, ceea ce eu, de exemplu, îmi doresc, dar, repet, nu-i recomandabilă răzbunarea mea de tip oltenesc, mi-e frică de inclinația doamnei Elena Udrea fiind singură acum. Poate înțelegeți ce vreau să spun. Nu e frumos să vorbim într-un birou de președinte asemenea lucruri, dar tare mă tem ca doamna Elena Udrea să nu o vedeți în staful viitorului președinte, în cazul în care nu o să ies eu, să vedeți pe acolo consilier prezidențial la început, apoi cine știe ce ministru în guvernele următoare, fiindcă dânsa e un tip de femeie care reușește în viață prin orice fel de mijloace, ceea ce își pune, mă rog, ceea ce își propune, chiar izbutește. E totuși denumită clopoțel, nu cred că întâmplător de cei care au făcut acele stenograme. Nu, e de la înclinație, e denumită așa. Dacă el a învins pe domnul Trump, vă dați seama, domnul Dorin Cocoș, chiar e Trump. Ați văzut, a luat 9 milioane deodată, dintr-un foc. 9 milioane. Nu se știe dacă a mai dat și mai departe ceva. Și cred că doamna Udrea, dacă va veni totuși aici în studio, să o întrebați un singur lucru din partea mea. Ce marcă de ceas din aur cu diamante i-a dat Bercea?
fiindcă, mă rog, de acum știm că Belcea i-ar fi dat un ceas, dar sunt curios așa, cam ce marcă i-a cadorisit familia Belcea ceasul de la mână. Poate că nu-l poartă și îl ține acasă, poate un ceas cu diamant. Și acum știm că aforisme. Da. Am un aforism. Da. Sper să devină, adică. Că tocmai zise domnul Diaconescu despre domnul Băsescu și... Dom'le, în 1989 de Crăciun, președintele României, dictatorul, a fost condamnat cu executare. Anul ăsta istoria se repetă? E bună întrebarea, că au trecut fix 25 de ani. Ce credeți, domnul Diaconescu? Pentru că eu m-am întrebat la dumneavoastră, dacă domnul Traian Băsescu ajunge la închisoare și dumneavoastră președinte, ce faceți? Îl grațiați pe Traian Băsescu? Nu. Mă rog, eu aș vrea ca el să stea acolo însumate zilele celor pe care el i-a trimis cu bună știință în pușcărie. În afară de cazul meu, presupun că mai sunt și alte cazuri și dacă eu am stat 4 zile până acum, mă rog, sper să nu se adauge și altele, alții au stat poate mai mult sau mai puțin, eu aș vrea atât să stea și dânsul. Visul meu ar fi ca atunci când un procuror sau un judecător greșește și trimite pe unul, cum a fost cazul Țundrea, 12 ani la închisoare, aceiași complet sau aceiași procurori să stea și ei fix 12 ani la închisoare, ca să vadă cum e și să nu mai greșească, să fie puțin mai atenți data viitoare. Cât despre ce a zis Mircea Badea, mie îmi place foarte mult când mă imită pe mine Mircea Badea, este unul dintre cei mai tari oameni atunci când încearcă să mă imite pe mine. Vreau să vă zic și eu ceva. După 25 de ani anormal, noi l-am împușcat pe Ceaușescu, printre altele, pentru că el și-a promovat nevasta și copiii în nu știu ce funcții. Numai că la între altele mai făcuse niște locuri de muncă, niște apartamente, în fine, dăduse o șansă la viață multor români. E, după Ceaușescu au venit unii, Băsescu, fata lui, da? Exemplele pot continua. Ponta, soția, ăsta, cum îl cheamă, Crin Antonescu, soția, și așa mai departe, Naș, Fin, cu toți în guverne, dom'le, pe ăștia nu numai că nu îi împușcăm, deși așa ar fi logic, nu? Deci ăștia 25 de ani n-au făcut nimic din ce a făcut Ceaușescu bun, au făcut numai rele, dar au exact apucăturile lui Ceaușescu. Tot cu nevestele, tot cu copiii, tot cu finii, tot cu nașii. Ori pe ăștia nu numai că nu îi împușcăm, ci și votăm. Asta e dureros pentru mine. Dumnezeu, eu înțeleg să asiști așa perplex. Că zicea mămăliga românească. Mămăliga nu mai explodează decât poate la 25 de ani. Bă, frate, dar să ajungi să-i și votezi pe ăștia care vin cu soțiile, cu amantele, în funcții importante? Păi dacă făcea Ceaușescu așa ceva. Dar, repet, ei n-au făcut un loc de muncă, să zici. Hai mă, că au făcut și ei ca Ceaușescu și au același metecne. Trebuie să ne oprim. Mulțumesc foarte mult pentru prezență. Rămâneți cu Mircea. A fost o pauză de vreo 20-25 de minute, o pauză, o pasă de 20-25 de minute. Urmează Mircea în câteva clipe. Rog, mulțumesc, ne rog pe Mircea Badea să aibă încredere în mine că o să-mi vin pe Lena Udrea și să joace și el un bilet la casele de pariuri, să pună un euro pe mine și o să ia 500 de euro dacă eu o să-mi vin. Mulțumesc foarte mult, doamna, pentru prezență și mult succes în continuare cu tot ce faci. Mulțumesc. Succes în continuare. Ne vedem în finală, nu? Ce mai târziu? Posibil, da. Atunci când vrea să moderați, iar eu o să-mi vin.